Dacă ar fi bătută pe teren propriu Ajax, ar pierde șefia grupei în favoarea lui Anderlecht. Anderlecht a bătut-o acasă? Nu, nu, a făcut egal. Dar o victorie la Anderlecht, acum, da. Deci rezultatul de 2 nu are niciun sens, pentru că nu se va întâmpla. E un X clar aici, nu e. Aici e X solist, nu e de 2. Pentru că Ajax nu are niciun interes dacă meciul e aranjat, dar nu se le dea meciul celor de la Anderlecht. De ce? Să-și piardă locul întâi în grupă? Locul întâi în grupă devine important, pentru că am văzut ce echipe au câștigat grupele și nu e bine să nimerești cu astfel de formații. E Werder Bremen, e Galatasaray, am văzut echipele care Sporting au câștigat grupele de Europa League, da, și sunt echipe totuși un pic mai bune decât cele care termină pe poziția a doua. E Shakhtyorul, bineînțeles. E bine de evitat, așa este. Deci iată că un X solist se întrevede la partida dintre Ajax Amsterdam și Anderlecht și ambele formații vor promova de mână în faza următoare a competiției. Dinamo Zagreb o va învinge pe Timișoara sau nu? Este întrebarea, pentru că în cazul în care Dinamo Zagreb nu câștigă partida cu Timișoara, lui Anderlecht nu-i mai trebuie acel rezultat de egalitate. Însă cine poate ști la final cum se sucesc ploile și Zagreb îi păcălește pe Ajax și pe Anderlecht, care probabil vor crede că Dinamo Zagreb nu o bate pe Timișoara. Dacă va avea nevoie, Dinamo Zagreb probabil că o va învinge pe Poli Timișoara. 1.40 pentru Dinamo Zagreb și la un X solist între Ajax și Anderlecht, iată o cotă de 2.7, o cotă care coboară vertiginos și pe oră ce va trece, acest rezultat de egalitate se va duce și mai jos, probabil și mai jos între Ajax și Anderlecht. Eu vreau să vă spun pentru cine are interes să asculte, 2.10 este, 2.15, iată cota pentru Ajax și 4 pentru un succes al lui Anderlecht. Deci e nicio șansă să bată Anderlecht la Amsterdam. Deci nu, evident, dacă meciul se joacă pe bune, nu va câștiga Anderlecht pentru că este sub Ajax ca și echipă, în mod evident, și dacă o pun de un stat de egalitate care este perfect și nu mai au de ce să se uite la celălalt meci, atunci probabil că lucrurile sunt bătute în cuie, dar sigur că logic așa ar fi să se termine la egalitate Ajax-Anderlecht și atunci Dinamo Zagreb, care eu spun că va bate pe Timișoara ca să nu-și complice existența, pentru că n-are rost să calculeze aici. Dinamo Zagreb trebuie să câștige oricum ca să mai aibă o șansă și atunci va încerca să câștige, sperând ca dincolo să nu iasă rezultatul, adică să piardă Anderlecht și atunci s-ar califica Zagreb. Exact cum a fost ieri la Herenveen. Herenveen a jucat, domnule, le-a dat 5-0 lui Ventspils, pentru că asta era singura șansă, să bată și să spere că Hertha ia bătaia acasă cu Sporting, pentru că Hertha îi ajungea și un X. A, ca să fie sigură, Hertha a și câștigat, pentru că Sporting era asigurată cu primul loc. Și cu înfrângere era asigurată. Da, și cu înfrângere. Sporting, bineînțeles, s-a predat la Berlin. Deci, asta a fost situația în grupa respectivă și este aproape similară cu cea din grupa A. Da, un meci între două echipe din, care vin din fotbal, dintr-un fotbal adevărat, un fotbal titrat, iată partida dintre Genoa și Valencia, se joacă de la ora 20. Ce părere avem, Radu, despre acest meci, care, iată, cotele sunt foarte echilibrate, 2.65 pentru Genoa și ușor favorită Valencia într-o cotă de 2.55. Ce spune această partidă din punctul de vedere al clasamentului? E un meci greu ăsta, seamănă cu meciul dintre Basel și Fulham de aseară, când tot așa Fulham n-avea decât șansa victoriei pentru a se califica și până la urmă a obținut-o la Basel. Aici Genoa n-are decât șansa victoriei, dar dacă bate este sigur calificată, pentru că va depăși pe Valencia. Lille stă cel mai confortabil, are un meci acasă cu Slavia Praga, o echipă mai mult decât modestă, un ciuc practic față de Lille, care este una dintre cele mai bune echipe ale momentului în Franța. Lille se poate califica însă și cu X. Atenție, dacă Genoa nu bate pe Valencia, pentru că la rezultatele directe Lille este peste Genoa. A bătut-o cu 3-0 acasă și a pierdut cu 3-2 în deplasare. Eu vreau totuși să atrag un pic atenția asupra celor de la Lille, care au reușit o performanță absolut colosală. Ultimele 4 meciuri de campionat au marcat în toate câte 4 goluri. O situație rarisimă în Franța, deci au rupt tot în ultimele 4 jocuri. Din punctul lor de vedere, cred că Slavia Praga nu reprezintă nimic, este doar un ciot. Lille, dacă va câștiga, fie și cu 1-0, nu trebuie să le dea 4, este sigură de calificare, indiferent de rezultatul de la Genova. Dacă va fi egal însă între Lille și Slavia Praga, atunci Lille se califică numai dacă e X la Genova.
Da, am înțeles. Sau victoria Valenții. Da, sau victoria Valenții, sigur. Că ei trebuie să fie cel puțin la egalitate cu Genoa la puncte. Da, Genoa nu se poate califica decât dacă bate. Sigur, s-ar putea califica și dacă nu bate cu Nița, să piardă Lille acasă. Greu de crezut, întrucât Slavia Praga nu mai poate să evite ultima poziție. Îți dai seama cum se ducă ea, ce interes mai au. Da, acum problema este că cel mai mare solist al zilei este Lille Slavia Praga, o cotă de 1.30 și veți găsi această partidă și la Superbet. Superbet care începe de la 1.4 și urcă, iată, până la 1.70 dacă veți avea 15 partide pe bilet. Deci e o grupă care încă se joacă. Iată, ambele partide au influență în ceea ce privește configurația finală a acestei grupe. Genoa-Valencia, un meci în care spaniolii pot fi afară în cazul în care pierd? Absolut. Deci dacă Lille câștigă și Genoa bate, spaniolii de la Valencia sunt afară. Sigur, deși Valencia n-a pierdut niciun meci până acum în cele 5 jucate. O înfrângere cu 1-0 la Genova o elimină în proporție de 95%. Da. Oricum, Lille rămâne să câștige cu Slavia Praga, o echipă, așa cum ai spus, Radu, o echipă modestă. Nu, n-are nicio treabă Slavia Praga. Da. Ce am putea să vorbim despre partida dintre Hapoel Tel Aviv și Hamburg? Iată, Hamburg este cotată cu 2.45, fiind favorit, în timp ce Hapoel Tel Aviv are 2.75. Eu totuși văd formația israeliană destul de motivată într-un meci cu un Hamburg care nu arată mare lucru, nici măcar în campionat intern. Da, e un meci pentru prima poziție, întrucât atât Hamburg și Hapoel sunt calificate, nu mai pot să fie depășite, Celtic și Rapid Viena sunt eliminate. Hapoel trebuie să câștige pe teren propriu ca să obțină primul loc. La rezultat de egalitate, Hamburg va termina prima. Se joacă, aici e greu de anticipat. E clar că ambele echipe au tot interesul să joace la câștig, Hamburg și la rezultat de egalitate. Hey, dacă am pune o dublă de 1x la Hapoel Hamburg, crezi că ține această dublă de 1x? Da, da, nu pot să zic că Hamburg e o echipă care trebuie nesocotită. După mine e dificil aici, fiecare cum o simte. Pe mine nu m-a surprindă victoria lui Hamburg în Israel, pentru că știi cum e neamțul. Ai văzut și ieri cu Werder Bremen, da? S-au dus, au bătut 3-0 la Bilbao, n-au luat nicio treabă, x-ul era suficient pentru câștigarea grupei. Ba chiar și o înfrângere la un gol. Știi că noi calculasem. Dacă Atletic ar fi bătut cu un gol pe Werder Bremen, tot Bremen ar fi câștigat grupa. Nu știu. Uite că Bremen s-a dus și a bătut cu 3-0. Ăsta-i neamțul. Nu, noi considerăm campionatul ăsta german, până la urmă, un campionat mai așa, mai mediu, comparativ cu Spania, cu Italia. Da. Și uite că Bayern München a făcut acea victorie fabuloasă la Torino. Werder Bremen a câștigat ieri clar, Hertha Berlin a câștigat împotriva lui Sporting, probabil că și Hamburg va lua primul loc al acestei grupe, oricum e calificată și Hamburg. Deci iată că fotbalul german este foarte bine reprezentat în Europa. De ce, Radu? Trebuie să știi că nu e neapărat o constantă. Anii trecuți au fost mai slab reprezentați, țin minte că au avut și ei probleme, nu mai știu exact când, acum un an, 2-3. La un moment dat nu mai aveau din 16.000 Europa League nicio echipă, nemții. Anul ăsta s-a nimerit, într-adevăr, să reușească niște rezultate. Dar în Europa League să nu uităm că contează foarte mult și tragerea la sorți. Da, un alt solist care pare a fi stabil este Benfica Lisabona, AEK Athena. Poate Benfica are mare nevoie, Benfica, de această victorie cu AEK? Nu, n-are. Benfica a câștigat grupa. Deci, indiferent de ce se întâmplă, Benfica a câștigat grupa, întrucât are 3 puncte avans față de Everton și la meciurile directe i-a surclasat pe cei de la Everton, 5-0 acasă și 2-0 în deplasare. Deci n-are nevoie de nimic. Este un meci care se joacă, dar e posibil ca Benfica să-l câștige chiar și așa. Dar poate fi un meci fantomă, să se relaxeze Benfica și să se gândească mai mult la altceva. Poate să fie, poate să fie și asta, sigur, dar pe de altă parte grecii neavând nici ei nicio treabă, că nu mai pot să se califice. E posibil ca Benfica totuși să bată. Da, Rapid Viena, Celtic, Glasgow, partidă care iarăși se află destul de echilibrat din punct de vedere al cotelor pe panoul Public Bet. Rapid Viena este ușor favorită, 2.15. Eu zic că nu pierde Rapid Viena. Da, nu pierde pentru că oricum ambele echipe sunt eliminate. În aceste condiții nu cred că Celtic, Glasgow va câștiga la Viena. Iată că echipele austriece sunt destul de modeste în Europa.
De fapt și scoțienii n-au arătat mare lucru, ai văzut Glasgow Rangers cu unirea urziceni. În orice caz, Celtic Glasgow, ca informație pentru dumneavoastră, are pentru victorie o cotă de 3.25. Everton o întâlnește acasă pe Bate Borisov, 1.65 pentru Everton în această confruntare. Aici Everton este exact în situația Benficăi, adică nu mai poate să ocupe altă poziție decât locul 2. Este o grupă tranșată, Benfica prima, Everton a doua, lucrurile sunt bătute în cuie, se joacă exact ca la Benfica cu AEK. Deci e posibil orice. Bate Borisov mi se pare o echipă mai periculoasă și mai pretențioasă decât AEK Atena. Deci, după mine, dacă iese o bombă la astea două, mai degrabă iese la Everton, bate Borisov. Decât la Benfica. Da, adică belarușii pot să câștige chiar și să câștige în Ce se întâmplă la Fenerbahce și Șerif Tiraspol? Vezi pe Șerif câștigând la Fener pentru a ataca locul al doilea al clasamentului, în timp ce Steaua să-i bată pe Twente? Eu nu văd totuși pe Șerif capabilă să câștige la Istanbul. Nu cred că va fi o victoria lui Șerif. Steaua nu bate pe Twente pentru că n-are niciun motiv să o facă și nici n-ar putea o pe bune să o bată. Este sub Twente Steaua. X2 la Steaua Twente? Da, X2 la Steaua. 1.36. Dar nu văd o victoria lui Șerif Tiraspol. Deși să spunem un lucru, pentru cei care mai sunt interesați de această grupă, lui Twente nu-i ajunge un rezultat de egalitate la București dacă Șeriful bate la Istanbul. Pentru că la rezultatele directe, Șeriful este peste Twente. Deci Twente, ca să fie sigură de calificare, trebuie să câștige. Se califică și dacă pierde. Condiția este ca Șeriful să nu bată. Da, cu siguranță. Eu cred că totuși la valoarea care are Șerif Tiraspol nu poate câștiga pe bune la Istanbul. 1.70 pentru Fenerbahce în acest meci. Villarreal Salzburg, 1.65, iată, pentru Villarreal, care este solist. Da, Villarreal cu Salzburg... Da, în principiu, nu știu, Villarreal ar trebui să câștige. Salzburg este singura echipă însă din Europa League care a câștigat toate cele 5 meciuri până acum. Și aici lucrurile sunt bătute în cuie. Villarrealul este calificată matematic, indiferent de rezultat, pentru că la jocurile directe este peste Lazio. Deci este o partidă de plăcere, efectiv, Villarreal. La fel ca și Lazio-Levski Sofia, până la urmă. Sigur. 1.50 pentru Lazio în această partidă. Punem punct aici emisiunii unul solist, pentru că iată Cristina Nistor este gata să vă spună ce este nou în țară, ce este nou în sport, așa că îi lăsăm microfonul Cristinei Nistor. Noi ne reauzim la Comitetul de Urgență după ora 15. Cotele din această emisiune păi ce când se știe vor fi alte bătăi de cap. Mâine ne-am ocupat de tragerea la sorți pentru Champions League, optimile de finală și respectiv Europa League, 16-mile de finală, dar cum astăzi este astăzi, suntem nevoiți să vorbim despre altceva, de exemplu rezultate, aseară în Europa League și astăzi în Europa League, meciuri într-adevăr pe muchie de cuțit, asta da partide, de exemplu de la ora 20, Dinamo Zagreb, Poli FC Timișoara, un meci de totul sau nimic, mai degrabă de nimic decât de totul, dar în orice caz un meci. Cred că toată lumea își poate freca mâinile fericită. Astea sunt meciurile pe care fotbalul românesc le așteaptă, unde rezultatul este doar o paranteză. Contează atitudinea, vorba lui Marian Iancu, contează mobilizarea, contează abnegația, devotamentul și mai dragă structurile. Sigur că din punct de vedere al structurilor am vorbit ceva mai devreme și emisiunea lui Florin Chivulete. Dinamo Zagreb și Poli Timișoara sunt practic eliminate. Timișoara cu totul, Dinamo Zagreb depinde de rezultatul de la Amsterdam dintre Ajax și Anderlecht. Așa că este fotbalul de care avem nevoie. Dacă va ieși și un pic de cafteală în jurul meciului, cu atât mai bine. De la ora 20-25 minute, este ora de vară a Europa League, Steaua Twente, acest treaty al fotbalului european cu Steve McLaren, antrenor, prietenul lui Andy Stănescu, dar și prietenul lui Meme Stoica, să nu uităm, Steve McLaren. Steaua este eliminată, deci va juca pentru Stoașița, pentru Panduru și pentru odraslele lor, nu așa, este o partidă în care Steaua iarăși
poate vorbi de atitudine, poate vorbi de morală, poate vorbi de interacțiune, poate vorbi de abnegație, de devotament, de dăruire, de competențe, nu? Steaua practic joacă pentru viitor, joacă pentru anii 2020, să spunem, când noi nu vom mai fi, dar nici n-am mai fi putut să fim, pentru că nu așa, 2020 este o investiție pe termen mult prea lung, nici politica românească nu și-a făcut proiecte pentru 2020, ce să mai furi până peste 10 ani? În mod normal nu va mai rămâne nimic de furat, poate doar coceni, așa că nu este treaba noastră. Bravo stelei că a ajuns până în această situație să ne încânte până spre miezul nopții a ultimei zile de Europa League. Suntem, fraților, pe 17 decembrie și aventura stelei încă nu s-a terminat. A început undeva păi miezul verii, să nu uităm că Steaua a traversat vreo 3 tururi preliminare pe care le-a survolat literalmente și iată astăzi dăm piept cu la leaua fotbalului olandez, am numit-o pe Twente Enschede, o echipă măreață care are nevoie de victorie în Ghencea pentru a nu depinde de rezultatul de la Stambul dintre Fenerbahce și Sheriff Tiraspol. În cazul în care Twente face doar X, în Ghencea poate să fie eliminată. Dacă iese Blăteanu dincolo la Stambul, Fenerbahce nu mai poate să piardă prima poziție în grupă și ar putea să servească pe Sheriff pe un platou cu niște icre de Manciuria. În fine, nu intrăm în amănunte pentru că suntem cu mațul gol, dar ideea e că la banii pe care patronul îi deține, deci la banii pe care îi deține n-am făcut niciun dezacord, tipic de altfel oamenilor de presă când lungesc un pic vorba, Șeriful așadar ar putea să vizeze calificarea de pe poziția a doua în această grupă. S-a mai jucat aseară, dar e adevărat mai puțin în grupele de calificare. De exemplu, în grupa E, fraților, AS Roma ne-a surprins, s-a dus și a nimicit pe CSKA Sofia, una dintre favoritele noastre, de ce să nu spunem, chiar la ea acasă, la Sofia, 3-0 pentru Roma, cu echipă bis. AS Roma nu s-au dus corifei. Roma a câștigat grupa cu 13 puncte și nu va putea să joace cu Unirea Urțișenii, de exemplu, în 16-mile Europa League, tragere programată mâine. Aici fac o paranteză pătrată, dar mai deschid și una rotundă. Nici măcar Mircea Lucescu, marele nostru antrenor și marele nostru om, nu știa aseară, l-am auzit la sport.ro, că Unirea Urțișeni și Shakhtar Donetsk nu se pot întâlni în 16-mile Europa League. Habar n-avea domnia sa despre această chestiune, dovadă că îi mai scapă la vârsta lui și lunea Mircea niște chestiuni. Bun. În celălalt meci al grupei, un meci de infarct, cum ar spune prostănacii din presa sportivă, FC Basel 1893, Fulham 2-3. Fulham n-avea decât varianta victoriei, altfel nu se putea califica. Basel avea nevoie de un rezultat de egalitate, n-a reușit să-l obțină, Fulham a fost la conducerea jocului și unul Samora a reușit să marcheze două boabe pe finalul reprizei, a îngropat pe cei de la Basel. O dramă, nu foarte mare, dar dramă totuși pentru Basel, care a început, spuneam și ieri și mă repet ca prostul, a început bine această grupă învingând pe Roma cu 2-0 pe teren propriu, toată lumea credea că FC Basel a putea să creeze surpriza. Basel era lider după prima baterie de meciuri, pentru că CSK Sofia și Fulham făcuseră 1-1. Dar iată că până la urmă tot s-a terminat prost. Însă, atenție, Fulham FC este un client pentru marile cilindree din Europa League, pentru că terminând pe poziția a doua, înghesuială, haideți, hai la Fulham, deci asta va fi. Cine nimerește cu Fulham poate să se considere nu neapărat calificat, dar răsfățat un pic de soartă, mai ales că cele echipele care au terminat pe poziția a doua în grupele Europa League vor găzdui meciul tur din 16 și implicit se vor deplasa în retur, așa că nu e un mare avantaj.
Bun, asta apropo de grupa E, grupa Elena, tot am vorbit de cu Ana Leana ieri la emisiune și poate că o să mai avem gazul să vorbim și astăzi. Trecem la grupa Gheorghe, ba nu, lăsăm grupa Gheorghe pentru că în grupa Gheorghe n-au fost meciuri ieri. Grupa K, ajungem, au fost partide, s-a jucat atât de anapoda încât este destul de greu să dibuim. Chiar și nouă ne este dificil, dar minte altora să dibuiască aceste grupe. Deci, grupa K e grupa CSR-ului, care aseară a demonstrat încă o dată că brânza lapte nu se face, laptele apă nu se face, nici berea nu se face smântână. Mă rog, toate proverbele astea de sorginte ardelenească au fost demonstrate aseară cu vârf și îndesat de CSR Cluj, care și-a probat încă o dată moralitatea excesivă, câștigând acasă, ce să mai zic, cu PSV Eindhoven 2-0, un meci arbitrat de francezul Saïd Engini, de fapt un marocan. Bun, s-a terminat 2-0 pentru PSV Eindhoven, o să spunem, n-are nicio importanță, fraților, pentru că CSR Cluj își permisese acest confort de a nu mai juca la rezultat ultima partidă. Și a terminat Clujul cu 3 puncte și cu 10 goluri încasate această grupă. PSV Eindhoven, care nu părea să fie totuși o echipă de nebătut, a câștigat grupa fără să fie înfrântă. 14 puncte a luat Eindhoven, însă rezultatul zilei vine de la Praga, unde echipa de desculți a Spartei a fost învinsă. Cafa Solea a bătut-o FC Copenhaga cu 3-0. FC Copenhaga, care câștigase cu 2 săptămâni în urmă, fără niciun fel de probleme acasă cu CFR Cluj. E vorba de fratele lui Endoi, ăsta Betivanul de la Dinamo, frate-so, a marcat 2 boabe aseară pentru Copenhagen la Praga și astfel danezii s-au calificat de pe poziția a doua. Sunt o pâine de mâncat și eu tocmai, cei de la FC Copenhaga, întrucât ei au mai reușit niște performanțe în ultimii ani, printre care au eliminat de 2 ori, am înțeles, pe Ajax din tururile preliminare ale Champions League. Eindhoven și Copenhagen merg mai departe, Sparta Praga și Clujul rămân în gară, rămân să aștepte zile mai bune sau, dacă nu, ani mai faști, pentru că parcursul lor european se oprește aici. Sigur că pentru CSR Cluj nu e o dramă dacă echipa va reuși iarăși dubla cupă campionat, mai este însă mult până acolo. Ar fi a 3-a Cupa României consecutivă și al 2-lea campionat obținut în 3 ani, că știți că Mureșan ăsta face tot timpul socoteile, își adună cupele, le înmulțește, le împarte, supercupele. Dacă îl întrebi, Clujul a câștigat mai multe trofee decât au luat Liverpool, Arsenal, Manchester și Chelsea la un loc în ultimii 14 ani. Asta numai de când a venit el la Cluj. Suntem însă presați de pauza publicitară, așa că o luăm, după care o să revenim. Dumnezeu, iată, încotro am ajuns la 20 de ani de la mai dragă. Elena Gheorghe, n-am auzit de ea, nu știu cine este, o văd aici într-o poză, și că așteaptă sub brad un bolid de 80.000 de euro. Iată, fraților, unde ne-ați dus în acești 20 de ani? Păi dacă ne-ar fi spus cineva pe 17 decembrie 1989 că la 20 de ani de la Revoluție nu vom avea nimic, 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 nimic în perspectivă, dar gagicile noastre își vor dori bolizi de 80.000 de euro sub brad, atunci cred că am fi nebunit cu toții și probabil că am fi plecat într-o altă lume. Cu siguranță am fi plecat într-o altă lume. Deci asta este democrația în România. La 20 de ani după, băi dragă, bolizi de 80.000 de euro. Bine, că n-ai ce să faci cu ei, se vede la prima aninsoare, da? Asta este, era doar o discuție privată. Trecem la grupa D, grupa Doiniței, unde s-au înregistrat rezultatele la care le așteptam. O luăm așa încetişor cu Europa League, întrucât e și ea o competiție și trebuie să avem grijă de ea, mai ales că reprezentantele fotbalului românesc, câte o mai fi, de aici aș trag Seva din Europa League. Mâine este tragerea la sorți pentru 16-mile și respectiv 8-mile de finală, că va avea loc o dublă tragere la sorți în Europa League, așa încât
echipele vor putea să vadă și în perspectivă. Hertha Berlin Sporting Lisabona, un meci ce vă puteți aștepta de la un asemenea meci atât timp cât el a fost arbitrat de unul Kulbakov din Belarus. A câștigat Hertha cu 1-0, rezultat de care avea nevoie pentru a se califica de pe poziția a doua, dar și Hertha Berlin este o echipă de mâncat, ca și Fulham, pentru câștigătoarele de grupă și pentru cele patru capete de serie, da? Patru capete de serie, am spus foarte bine, nu căutați nod în papură, care vin din Champions League, Unirea Urtișenii, Juventus Wolfsburg și Olympique Marseille, care nu vor putea să înfrunte echipe câștigătoare de grupă, dar vor putea juca cu Hertha Berlin. În celălalt meci, meci arbitrat de austriacul Schergenhofer, Herrenwen a învins pe Ventspils cu 5-0. Este prima înfrângere soră cu moartea pe care echipa din Letonia o încasează în această grupă. Să știți că în tur în Letonia am fost la meci, Ventspils cu Herrenwen, împreună cu Andy Stănescu și cu Mihai Pahon, sub meci s-a la Riga, 0-0 a fost Ventspils cu Herrenwen, meci arbitrat de un ucrainian, țin minte, nu se întrevedea o asemenea diferență, numai că Ventspils fiind eliminată, matematic, în urma, înaintea acestui ultim joc, s-a lăsat învinsă de Herrenwen, practic călcat în picioare de această echipă nesimțită, numai că lui Herrenwen nu i-a folosit la nimic. A terminat ea cu cel mai bun atac în grupă, 11 boabe cu 3 mai mult decât câștigătoarea grupei Sporting Lisabona, tot degeaba. L-am văzut astăzi pe Mihai Pahonțu, nu-l mai văd acum, astăzi nu mai este zi de salariu, așa că nu mai are de ce să zăbovească la serviciu, îmbrăcat cu tricoul lui Marius Nicolae, tricoul de la Sporting Lisabona. Era sigur, așa ajungem noi și la Marius Nicolae, dar pe undeva iată că n-a dat-o în baltă cu totul, întrucât Sporting Lisabona, sau pe limba ei Sporting Clube du Portugal, s-a calificat și încă de pe prima poziție, chiar dacă a pierdut ultima partidă de la Berlin. Deci aceasta este situația în grupa Doiniței, grupa D, unde au avut loc niște partide aseară. S-a jucat Cătinel așa aseară, nu s-au grăbit băieții, 6 din cele 12 grupe până la urmă și-au găsit sfârșitul în partidele programate de la cele 2 ore, 20 respectiv 22 în seara de ieri. Ajungem la grupa F, grupa, mă rog, n-aș putea să spun exact ce, dar hai să spunem doar F, grupa F. Galatasaray a câștigat grupa, chiar dacă și ei, turcaleții, și-au permis la ultima ieșire o înfrângere la Graz. Sturm Graz, care, după părerea mea, fără vrăjeală, merita mai mult în această grupă. O echipă bunicică, am văzut-o și cu Dinamo de 2 ori, o echipă bunicică. Acum nu trebuie să ne hazardăm și să spunem ce loc ar fi ocupat Sturm Graz în campionatul României dacă ar fi fost obligată să joace aici. În orice caz, un loc bun. Un loc... este o echipă la nivelul FC Brașov, cel puțin, Sturm Graz. Ea a terminat pe ultimul loc, dar cu fruntea sus, fraților, învingând deja o echipă calificată, Galatasaray, cu 1-0. Meciul a fost arbitrat de Ceferin, arbitru din Slovenia, pe care l-am văzut și știm foarte bine. Este unul dintre arbitrii care arbitrează tot timpul în Europa League. Să te ferească Dumnezeu însă să-l prinzi la un meci cu adevărat cu miză pe acest escroc de Ceferin. Dar în fine, el a arbitrat la Graz, Sturm, Galatasaray 1-0. Celălalt meci l-ați văzut cu toții, Panathinaikos Dinamo, miracolul, așa cum era presa din România, presa modestă de la noi, presa care n-a făcut niciodată presă cu adevărat. 3-0 pentru Panathinaikos. Asta este diferența, de altfel, după părerea mea, dintre cele două echipe. Chiar dacă, sigur, Dinamo a avut ocaziile ei, dar una e să ai ocazii și alta e să le marchezi. N-a jucat mizerabil. Băi, era și greu să joace mizerabil pe un teren atât de prost, care, sigur, că nu a avantajat pe Panathinaikos. Și atunci Dinamo, obișnuită cu glodul, a pus un pic osul. Dar să nu uităm că Dinamo termină grupa cu 12 boabe primite în 6 partide și cu
4 înfrângeri la principalele contracandidate. Hai să ni le reamintim: Galatasaray Dinamo 4-1, Panathinaikos Dinamo 3-0, iată, deci 2 înfrângeri la 3 goluri diferență în deplasările de la Stambul și de la Atena. Și pe teren propriu, altă mare brânză, Dinamo Panathinaikos 0-1, ne amintim rezultatul, și respectiv Dinamo Galatasaray 0-3. Deci, iată ce a făcut Dinamo cu aceste două echipe, a reușit să le marcheze un gol. Un gol, fraților, în 4 partide și nu le-a luat niciun punct. Nu s-a pus problema calificării, încă din primul moment era clar că diferența de valoare este netă între cele două. Galatasaray câștigă grupa, Panathinaikos pe poziția a doua. Panathinaikos însă nu este un client pentru echipele care vor fi cap de serie mâine la tragerea de la Nyon. La ora 14 va avea loc, așa că o să o prindem în cadrul emisiunii 11 metri. De la 14 la 15 vom fi chiar pe TV, se pare. Mare chestiune. Vom transmite așadar live cu tot onorul această tragere la tot, de care sunt și eu interesat prin forța lucrurilor, dar o să revenim asupra acestei chestiuni. Așadar, un deznodământ anticipat de la început. Dinamo a avut probabil cea mai dificilă grupă, Galatasaray și Panathinaikos, chiar dacă nu sună bine, sunt două echipe nepopulare, prea puțin simpatice, venite din Balcani, te dezamăgesc așa ca și conținut când te uiți la ele, deplasări de tot rahatul la Istanbul și la Atena, mă rog, nu găsești un farmec așa când te uiți la ele, dar sunt echipe superioare fotbalului românesc. Și bineînțeles că după execuție, aseară, m-am uitat și eu butănând pe la televizor, au apărut vitejii, au apărut, sunt totdeauna după, noi știm să tragem în ambulanțe, praf și pulbere făcută conducerea, era clar de la început, era clar că nu există nicio șansă, la ce fotbal propune Dinamo, nici nu puteau să fie variante. Pauză, mi se spune, pentru că știți foarte bine, la și 20, la fără 20 ne avem pauză, încercăm așa să le lipim cumva, dar nu ne iese. Așa, hai că ajungem și la microfon. Da, suntem un pic încălciți, tehnica, bineînțeles, încercăm să ne modernizăm, microfoanele au fost toate modificate, dar măcar facem aceste reglaje în direct. Asta este totuși meritul nostru. Ajunsesem la grupa Jean, unde Shakhtyor Donetsk, echipă deja calificată după primele 4 partide, a lăsat-o mai moale și după ce a făcut un 0-0 acasă cu FC Bruges, s-a înclinat la Belgrad cu Partizan 1-0, sigur că a dat-o dreptul să o facă. I-a durut însă în cod de echitate, de logică, l-am auzit pe Neamir cea seara, dar vina pe condiții improprii, ne-au dat un gol, dar de terenul era extrem de sângătă, după care ne-am dominat în joc, am dominat toată partida și putea să te mată de 4-5-6. A repetat Neamir cea chestiunea că Europa League este mai tare decât Champions League și că poate de acolo, din sferturile de finală, când Liga Campionilor în sfârșit sita va cerne, abia atunci Liga Campionilor va depăși, poate, în amploare, în consistență, Europa League. Este incredibil acest discurs, dar sigur că noi îl prezentăm cu o doză vădită de umor. Nu trebuie să credeți chiar tot ce auziți la televizor. În cealaltă partidă a grupei, FC Bruges a reușit să tranșeze disputa cu Toulouse, 1-0, un gol marcat în minutul 90 de Perisic, cel care, dacă nu mă înșel, egalase în minutul 90 la Toulouse. Brujul a reușit într-o manieră care nu este caracteristică neapărat fotbalului belgian, un fotbal de desculți, să se califice câștigând 4 puncte din 6 cu Toulouse în minutul 90. Deci este de toată lauda această echipă, bravo ei. FC Bruges însă este o pâine mare de tot de mâncat din perspectiva poziției a doua. Nu știu de ce, pe undeva își vedeau chiar alături de Unirea Urțișenii în 16-mile Europa League prin tragerea la sorți de mâine. Toulouse-ul este eliminat, în afară de Gignac, care n-a fost titular niciun meci în Europa League, cel puțin până aseară la Bruges. În afară de Gignac, Toulouse nu avea o echipă pregătită pentru așa ceva. S-a zbătut, a încercat
și-a dorit această calificare și-a compromis situația în clasament, unde este pe poziția 12-a în campionatul Franței, tocmai pentru că a forțat în Europa League, are 7 înfrângeri în 17 meciuri Toulouse în campionat, nu este o situație roză și va avea de tras dacă își dorește să evolueze și la anul în cupele europene. Deci asta a fost cu grupa Jean, calificare fără niciun fel de emoții pentru Shakhtar, evident, acompaniată de FC Bruges. S-au mai jucat și în grupa Laie, 6 grupe s-au definitivat aseară, spuneam, în grupa Laie, unde am avut parte de realismul ucigător al fotbalului german, Athletic Club de Bilbao, Werder Bremen 0-3. Werder Bremen putea să și piardă la un gol diferență, că tot ar fi câștigat grupa. Ei bine, ei s-au dus și au câștigat cu 3-0 la Bilbao. Deocamdată avem în perspectivă o finală Europa League între Shakhtar și Werder Bremen. Finala de anul trecut, ultima din Cupa UEFA, ar putea să se reproducă și în Europa League, pentru că cele două echipe s-au calificat fără probleme de pe prima poziție și nu se pot întâlni în 16, s-ar putea să întâlni în 8, să vedem ce va decide tragerea la sorți. E bine că Athletic Bilbao totuși se califică, ea era deja matematic asigurată cu această calificare încă înainte de ultima rundă. Pentru prune, cum spun francezii, sau pentru unt, ambele expresii sunt valabile, în insula Madeira, la Funchal, capitala chimenului european, Madeira Național Club Deportivo a învins cu 5-1 pe Austria Viena. Ruben Micael, unul dintre mari golgheteri europeni, a reușit o dublă pentru echipa portugheză, care este la prima victorie, firea să fie, la prima victorie în această grupă, dar ăștia chiar au terminat cu fruncea sus. 5 puncte pentru Național Madeira, doar 2 pentru Austria Viena, nicio victorie pentru Austria Viena în această grupă, deci calificare pentru Bremen și Bilbao din grupa Laie. Astăzi sunt programate jocuri în 6 dintre grupele Europa League, în grupa A, unde, spuneam mai devreme, Timișoara e pe Meterez de la Zagreb. În această grupă Ajax este pe primul loc și dacă va face un egal cu Anderlecht, câștigă grupa, iar Anderlecht se califică de pe poziția a doua. Apoi se joacă în grupa B, unde Lille este favorită să se califice dacă bate acasă pe Slavia Praga. Genoa cu Valencia este care pe care. O victorie a italienilor ar elimina Valencia din Europa League. În grupa C se joacă pentru primul loc la Tel Aviv între Hapoel și Hamburg. Învingătoarea ocupă prima poziție. Dacă este egal, Hamburg termină prima. Apoi mai avem partide în grupa G, grupa Gheorghe, unde Villarreal joacă acasă cu Salzburg. Cele două echipe sunt deja calificate. Salzburg va termina prima, Villarreal pe poziția a doua, deci nu există suspans. Grupa H, Nicolaide, Fenerbahce, deja calificată de pe primul loc, întâlnește pe Șerif. Dacă îi dă meciul moldoveanului, atunci există șansa ca Șerif Tiraspol să depășească pe Twente, dacă Twente nu câștigă la București cu Steaua. În fine, grupa I, unde primele două locuri sunt deja contate de Benfica și de Everton, indiferent de rezultate, acestea vor ocupa primele două locuri, Benfica pe primul loc, Everton pe locul 2. Și cam asta ar fi pentru această seară. Urmează știrile, deși Cristina Nistor deocamdată este de negățit, urmează știrile orei 13. La această oră, din câte am văzut eu, se desfășoară un meci pentru locurile 7-8 la campionatul mondial feminin de handbal din China, dintre ale noastre și ale lor, adică fetele lui Voina și fetele Neamțului. Nemțoaicele conduceau și să sperăm că vor și câștiga, pentru că de așa ale noastre nu pot să lupte, sunt prea frumoase să lupte pentru o miză atât de mică, locul 7. La ultima ediție, din câte știu eu, acest meci a fost finala mică, așa a fost câștigat de alea mai proaste, adică de ale lor, pentru că ce miză era locul al treilea. Nu, ale noastre joacă doar pentru medalia de aur, sunt ca fetele de la gimnastică și dacă nu o obțin, plâng. Pauza de știri. Total FM.
Ia uite-l aici, că ne-am întors, fraților, chiar dacă păream pierduți. A trecut timpul, dar condițiile sunt din ce în ce mai dure. Practic facem emisiunea din zăpadă, cablurile nu mai țin, este exact ca la televiziunea română liberă înainte să fie liberă, cu câteva ore practic înainte să fie liberă. Și acum mi-l amintesc pe Petru Popescu ăla care avea să fie și el un erou fără voia lui câteva săptămâni, când toate au părut posibile și nu era nimic până la urmă posibil. Ca să nu trecem la subiectele pentru care am făcut imposibilul în ora în care vom fi filmați, să vorbim despre campionatul Angliei. Au fost partide disputate seară. Andy Stănescu nu e aici, însă nu prea au ieșit ploile. După ce Manchester câștigase 3-0 cu Wolverhampton marți, de la lăuda cineva pe Wayne Rooney, că chiar așa beat cum e reușește să marcheze, bun, dar a marcat împotriva echipei lui Zubar. Totuși, aseară Chelsea, chiar fără Didier Drogba, golgheterul din Premier League, a reușit să învingă 2-1 acasă ultima clasată, Portsmouth. Goluri Anelka și, bineînțeles, Frank Lampard din penalti, respectiv Frederic Piquion pentru Portsmouth, care reușise să egaleze, dar Chelsea a câștigat din 11 metri, a câștigat și Liverpool 2-1 acasă cu Wigan Athletic. Chelsea are 3 puncte avans față de United. Arsenal și Aston Villa sunt la 8 puncte de Chelsea în momentul de față. Liverpool este pe locul al 6-lea, la 13 puncte de lider. Nu mai are nicio șansă să devină campion, așa cum n-a devenit niciodată, practic. Ultimile 3 sunt Wolverhampton, West Ham United și Portsmouth. De notat, a doua înfrângere a sezonului, dar una drastică pentru Manchester Village, care a fost învinsă cu 3-0 pe terenul celor de la Tottenham. În acest an, Tottenham este o echipă mai puțin obscură decât de obicei. Ocupă poziția 5-a, la 10 puncte doar de Chelsea și la 7 puncte de Manchester United. Campionatul nu e jucat. Cea mai galonată echipă din Premier League, Manchester Village, are doar 2 înfrângeri în 16 partide. Toate celelalte echipe au pierdut mai mult. Manchester United și Arsenal chiar de 4 ori, Liverpool nu mai vorbesc de 6 ori, într-un sezon trist pentru echipa lui Rafa Benitez. Se încăpățânează și de la Liverpool să-l mențină pe Rafa Benitez în scaun, deși falimentul este total în acest an pentru Liverpool, care va juca în Europa League începând de mâine prin tragerea la sorți. A fost etapă și în Franța, o etapă răzlețită, vai de mama ei, o etapă întinsă pe săptămâni și luni de zile chiar, întrucât această etapă a 11-a s-a jucat după etapa 17-a, pentru că Franța a trebuit să joace la un moment dat barajul pentru calificarea la Cupa Mondială împotriva Irlandei. L-a jucat, l-a câștigat, a ieșit scandalul pe care îl știți. Aproape că opinia publică franceză s-a dezlipit de lângă echipa națională și nu mai are la suflet de la incidentul cu Thierry Henry. E bine, această etapă a fost mutată, străbătută de vânturi, de ploi și până la urmă și de soare, desigur. A fost programată în mai multe zile, nici la data la care a fost reprogramată, adică ieri, 16 decembrie, n-a putut să fie jucată în integralitate, întrucât era etapă de Europa League. Și echipele franceze angrenate în această competiție au trebuit iară să-și modifice programul, dar până la urmă s-a jucat această etapă fantomă cu rezultate așteptate. Cele trei favorite la titlu au câștigat. Bordeaux a bătut la Montpellier 1-0 în gol al lui Jussier, minutul 57. Bordeaux n-a jucat nimic, așa cum a recunoscut și Laurent Blanc, dar a câștigat. Montpellier era pe locul 2 în clasament, o echipă tenace, formată din jucători modești, dar deocamdată destul de bine puși în teren de René Girard, un fel de Viorel Hizo, altfel un tip deloc simpatic, deloc cunoscător de fotbal, după părerea mea, René Girard. Face parte, sigur, din acel DTN național, de unde provine și Raymond Domenech, a fost antrenor echipei de tineret pe care a scufundat-o, în fine. Dar la Montpellier are deocamdată rezultate. Lyon a câștigat după 5 partide consecutive fără victorie în campionat, 2-0 cu Boulogne-sur-Mer.
goluri Miralem Pjanic, minutul 73 abia, și Delgado, minutul 90, o victorie ușoară, mică, aproape rușinoasă a lui Lyon, la fel cum și Olympique Marseille câștigase câteva zile în urmă, tot 2-0, tot la fel de rușinos pe teren propriu cu Boulogne. O echipă care, deși se află pe penultima poziție, iată, a ținut steagul sus. Să pierzi la Marseille și după aia la Lyon, la un interval de 3 zile, doar cu 2-0, înseamnă aproape două victorii. Și fine, Lorient-Marseille aseară, 1-2, este un rezultat neașteptat, neașteptat după cum era momentul, Marseille fără Niang și Brandao, pe un teren greu, minus 3 grade Celsius. N-a spune în fața unui public neapărat ostil, întrucât la Lorient multă lume ține cu OM. OM câștigase la Lorient ultimele două deplasări, tot cu 2-1, cu cât a câștigat și aseară. Însă, meciul curgea în favoarea gazdelor, prima repriză a noastră, fără situații de poartă, după care Lorient a deschis scor din 11 metri, un gol al lui Vairua, penalti făcut de Heinze la Amalfitano, penalti clar. OM a reușit să egaleze, culmea, prin Jordan Aieu, este fratele lui Andrei Aieu și fiul cel mic al lui Abedi Pelé, dacă îl mai ține minte lumea, care a câștigat Liga Campionilor cu Marseille în 1993. E bine, acest om, ganez la origine, Abedi Aieu îl cheamă de fapt, și printr-un decret prezidențial în Ghana i s-a dat numele de Pelé, să nu se supere Gabi Balint pe noi. Abedi Pelé a câștigat de 3 ori consecutiv balonul de aur al Africii în vremea în care era fotbalist, a fost un star. La un moment dat președintele Federației din Ghana, dacă nu mă înșel, acum s-a apucat de afaceri. O vedetă, un fel de Hagi al Ghanei. E bine, are doi băieți și amândoi sunt legitimați la Olympique Marseille. Ei sunt născuți în Franța amândoi, în perioada în care Abedi Aieu juca în Franța. Lăsca și la Lille, o vreme fiind împrumutat de Bernard Tapie, că n-avea loc de Klaus Allofs și de Karl-Heinz Förster la OM. După aia n-a avut loc nici de Alan Boxic. În fine, dar a jucat pentru OM atât cât a trebuit și a câștigat finala Champions League atunci cu AC Milan. El a bătut cornerul din care Basil Boli a înscris. Iată că are doi băieți. Pe primul cheamă André Aieu, are 20 de ani, este legitimat la OM, dar am promutat în acest sezon la Arles-Avignon, Liga 2. Însă, un băiat talentat care a contribuit la victoria Ghanei la Cupa Mondială de 20 de ani, recent încheiată, unde a fost și capitanul echipei. Vă dați seama că nu e un jucător rău. Din câte mi-amintesc eu, sper să nu greșesc, Ghana a câștigat titlul suprem la acea competiție, era de departe cea mai bună echipă. E bine, acest Jordan Aieu este fiul mai mic cu 2 ani decât André, tot la OM legitimat, nu jucase până aseară niciun minut în prima ligă, era la 18 ani, de-abia are un contract de aspirant, nu are încă un contract profesionist, n-avea nici număr pe tricou înainte de această etapă, de acum are număr, pentru că trebuia să aibă un număr fix când intra pe terenul din prima ligă. Nu jucase decât în divizia 5-a până acum, la echipa de rezerve a lui OM. A intrat aseară în minutul 63, când OM era condusă la Lorient, în locul lui Fernando Morientes. Iată ce diferență. Morientes a câștigat 3 ligi ale campionilor, are 9 goluri marcate în Champions League în cariera lui. În locul său a intrat André Aieu, nici un minut în prima ligă, 18 ani, la 5 minute după ce a intrat, Aieu a reușit să egaleze pentru OM. Un gol istoric pentru el, în primul său meci ca profesionist, în Liga Profesionistă, nu are încă un contract profesionist. După care, în minutul 90+2, Suleiman Diawara, la o centrare a lui Lucio González, a reușit să înscrie cu capul golul victoriei pentru Marseille. El n-a mai câștigat în minutul 90 în campionatul Franței de ani buni. Este o premieră din acest punct de vedere colosală și n-a mai câștigat un meci în minutul 90, vă spun de când, din 2005, când a învins pe Herenveen în Cupa UEFA dintr-un penalti al lui Taiwo în minutul 90. Deci de atunci n-a mai reușit să bată pe nimeni în ultimul minut. Este extrem de rar să întâmplă acest lucru. De obicei Marseille pierde în minutul 90. Asta s-a întâmplat de foarte multe ori, dar să câștige minutul 90 niciodată. Acest rezultat
îi permite lui Rennes să treacă pe poziția a doua a clasamentului, în sfârșit, la 6 puncte de Bordeaux, dar cu un meci mai puțin disputat acasă cu Sochaux, care se va juca undeva prin februarie. Practic, Rennes este în momentul de față la 3 puncte în spatele lui Bordeaux, dacă ar învinge pe Sochaux, deci nu este nimic compromis în campionat, ar avea 5 puncte avans față de Lyon, în cazul în care ar bate restanța de acasă cu Sochaux, mult normal, o formalitate, și în același timp 8 puncte avans față de Paris Saint-Germain, care a fost ținută în șah pe teren propriu aseară, spre deliciu fanilor lui OM, 1-1 cu Lens. Machelele și Maulida au marcat amândoi, au evoluat la OM în trecut, așadar 1-1 în acest joc. N-au fost niște rezultate care să facă istorie în Liga aseară. Etapa 18 este programată peste 2 zile, deci după etapa 11 vine a 18, acum nu mai avem etape restante. Saint-Étienne joacă cu Marseille pe teren propriu sâmbătă de la ora 22. Saint-Étienne este în poziție de retrogradabilă după rezultatele de aseară și și-a schimbat antrenorul pe Alain Perrin, fost antrenor la OM și la Lyon. Alain Perrin a câștigat chiar campionatul și cupa cu Lyon și tot a fost dat afară pentru lipsă de manieră, nu de rezultate. La OM n-a câștigat nimic, dar a dus echipa în Champions League și a fost dat apoi afară, înainte să înceapă parcursul în Cupa UEFA. Anul trecut Marseille a câștigat 3-0 pe terenul lui Saint-Étienne, dar cred că va fi un gazon bocnă sâmbătă la ora 10, ora 9 ora Franței, la Saint-Étienne, un gazon bocnă, deci nu va fi ușor de evoluat pe un asemenea teren. Noul antrenor al lui Saint-Étienne este fostul jucător al lui Marseille, Christophe Galtier, care a fost și antrenor la OM la un moment dat. Alte partide care se vor juca în acest weekend: Bordeaux are pe teren propriu cu Lorient, Montpellier joacă acasă cu Nancy, Lyon se deplasează duminică la Monaco, un match destul de dificil pentru Lyon, care traversează o perioadă crâncenă. Norocul lor că au reușit să treacă mai departe în Liga Campionilor, dar la cum se prezintă situația în momentul de față, nu prea au șanse să obțină ceva de la Champions League. În mod normal, deși mai este mult până în februarie și trebuie să fim precauți, șansele lor de a accede în sferturile de finală sunt ca și nule. În afară de Lisandro Lopez, nu au în momentul de față pe nimeni capabil să-i tragă în sus. Și dacă lucrurile continuă în acest mod, ar fi o mare, mare premieră pentru anii pe care îi traversăm. Lyon nu s-ar califica, după mine, nici măcar în Europa League în sezonul viitor. Există această posibilitate la cum joacă și la ce atmosferă este. Sigur, vine și Mercato, o lună de transferuri, Franța va fi bulversată, să nu uităm, de Cupa Africii pe Națiuni, care începe în ianuarie în Angola. Vor pleca foarte mulți fotbaliști acolo, păi numai de la Marseille pleacă vreo 4, plus Niang accidentat, va fi destul de mare deranjul. De asta e important să se adune niște puncte acum. Condiții dificile. Wenger, tocmai am citit, să plângea la BBC că calendarul în Anglia este făcut de un dobitoc, unul care n-a jucat niciodată fotbal, deci ei au programat pe ei să pare să joace cu Liverpool și la 3 zile diferență să joace în deplasare la Burnley. În fine, era nemulțumit Wenger. În ultima vreme și-a mai pierdut și el din tact. Are niște ieșiri dintre astea greu explicabile. Nu sunt mulțumiți cei de la Arsenal cu calendarul. În Franța încă e și mai rău, îl avertizez pe Wenger. Este aproape imposibil de jucat, pentru că foarte mare parte din sezon se joacă în condiții grele, adică lunile decembrie, ianuarie și februarie sunt aproape determinante în Franța, ori atunci vremea este catastrofală în 3/4 din suprafața țării. Sigur, terenurile sunt de 100 de ori mai bune ca la noi, dar totuși condiții grele. Să decidă campioana țării la minus 7 grade. Anul trecut, de exemplu, când OM a jucat la Auxerre în ianuarie, erau minus 15 grade la începutul partidei. Deci s-a jucat pe minus 15 grade un meci foarte important, până la urmă câștigat de Marseille 2-0 la Auxerre. Deci foarte important, pentru că punctele câștigate cu Auxerre sunt la fel de importante ca și alea cu Lyon sau cu Bordeaux. Ori, să joci la minus 15 grade, nu știu dacă este, după mine, determinant pentru atribuirea campioanei. Deci până nu vine dezghețul pe luna martie undeva, când hai să spunem că meciurile încep să se așeze,
Puf, această Cupa Africii care odată la 2 ani rupe campionatul în două, în cea mai importantă luna a lui, luna ianuarie, lunile decembrie și ianuarie sunt capitale, după se joacă meciul Căcălău în aceste două luni, deși terenurile nu o permit, sigur că calendarul internațional este de vină, n-ai când să pui meciuri, dacă nu joci atunci n-ai când, calendarul este atât de încărcat încât jucătorii sunt nevoiți să evolueze pe niște terenuri înfioretate. Păi da, cum să te dezbraci, bă, în chiloți, să joci la minus 15 grade la o oră în care afară e beznă total? Sunt într-adevăr condiții grele. Cu bineînțeles presiunea rezultatului, vorbim de echipele care se bat pentru titlu. Nu e deloc simplu. Citesc aici că marele Globetrotter, trecem la altceva, Globetrotterul Philippe Troussier, și el fost antrenor la OM la un moment dat, și fost antrenor la Naționale Japoniei, cu care au oficiat și la Cupa Mondială, a fi primit o ofertă să antreneze Coreea de Nord la Mondialul din 2010, scrie un cotidian japonez. Coreenii m-au contactat, dar deocamdată nu pot să fac niciun comentariu, întrucât nimic nu s-a definitivat, a spus Troussier, care în momentul de față conduce o echipă japoneză de Liga 3-a, Ryukyu. N-am mai spus de despre asta. Troussier a condus o grămadă de selecționate africane, printre care Nigeria, Burkina Faso, Africa de Sud și Marocul, Japonia, de exemplu, a participat la două cupe mondiale, a antrenat mai multe echipe africane și franceze, între care spuneam OM, a avut 5 sau 6 victorii la rând când a antrenat pe Marseille, dar până la urmă lucrurile au mers prost și, din câte mi-amintesc eu, și mi-amintesc bine, n-a câștigat în ultimile 9 etape de campionat niciun joc. În anul în care a antrenat pe OM, echipa a terminat pe poziția 5-a aceste condiții, deși la un moment dat se bătea clar la titlu și a fost dat afară. În luna octombrie, se spune, suedezul Sven-Goran Eriksson, fostul antrenor al Naționalei Angliei, a fost și el testat, să spunem, de către nord-coreeni, pentru un post de consilier tehnic, probabil că aveau nevoie de un consilier, dar pe alte considerente, nu fotbalistice. Se știe că Sven-Goran Eriksson e verde tare la vârsta lui și probabil că aveau și coreenii niște muieri nesatisfăcute pe acolo prin staff. Vă dați seama, intendente dintre astea care veneau cu ciorba la gamelă, cu, în fine, și s-au gândit și la ele secretarii generali. A declinat până la urmă oferta pentru că, vă dezvolim în premieră, Sven-Goran Eriksson a cerut pozele. Și asta a fost fatal, coreencele erau nasoale, bucătărese toate. Bucătărese, ei nu știau să gătească, găteau numai porcării. Șoare, ciobolani, râne, paianjeni, șerpi, se mănâncă șarpe la greu în Republica Democrată Populară Coreană. Cam asta ar fi de spus. În Africa de Sud, se știe, reprezentativa Coreei de Nord va juca în grupa G, alături de Brazilia, Portugalia și Côte d'Ivoire. N-are nicio șansă Coreea de Nord, deși va fi o echipă ambițioasă, bătăioasă, probabil că va sfârși cu 0 puncte. Cea mai dificilă grupă a Cupei Mondiale, probabil. Brazilia, Portugalia și Côte d'Ivoire sunt 3 dintre echipele cu pretenții la această ediție. Pauză publicitară ar trebui să vină. Lucrurile au căpătat o turnură veselă pentru noi, numai că nu e nimeni la butoane. Acum să vedem, apare cineva. Pauză publicitară și ne întoarcem pe urmă. Cât ne-a mai rămas din această a doua oră și despre actualitatea mondenă, adică rahaturi, studenții, măcelarii s-au sărutat peste cadavrul țiganului. Iată un titlu care stă pe prima pagină în click. E vorba de cei doi timișoreni, studenții la medicină, care l-au omorât pe șeful țiganilor, cartelului țiganilor, în fine, n-a mai povestit la vremea respectivă, l-au tranșat, ea făcea pe prostituata, el pe peștele, el îi aducea clienți, în fine, fata n-a mai suportat, vă dați seama, după el, pe la al doilea client n-a mai suportat, nici el nu suporta să aștepte la ușă și să
să-și imagineze ce se întâmplă înăuntru. Au dat peste el, l-au tranșat și că l-au făcut bucățele, au pus în nu știu cât saci. Țiganul avea vreo 60 de ani, era de ăsta cu ghiul, băiat bine situat. Ei cică s-ar fi sărutat, acum aflăm, ca la Revoluție, s-au sărutat peste cadavrul lui. Apropo, sunt închiși pe la Jilava, nu știu unde au primit câte 20 de ani băieții. O să vorbim și despre Revoluție, întrucât astăzi este 17 decembrie, Jurnalul Național scoate un număr de Scânteia, unde se vorbește despre așa ceva. Mai avea 5 zile Neanicu, emisiunile cu Neanicu erau în Săntoi, ca și cum televiziunea, care n-a avut niciodată viziune, nu prevestea nimic. De exemplu, Cântarea României la ora 19.30, mă rog, 19.20, mai exact trecute fix, acum 20 de ani, bătuți pe muchie. Omagiu Țării conducătorului iubit, o emisiune realizată în colaborare cu Consiliul Culturii și Educației Socialiste și cu Comitetul de Cultură și Educație Socialistă, a cărui județ, credeți, județului Botoșani. În fine, după care venea un film artistic, Racolarea, se numea, producția Casei de Filme 1, unde evident că erau înghesuiți tot actorii români, Florin Piersic, Tora Vasilescu, Ion Dichiseanu, Rodica Mureșan, Ion Besoiu, Constantin Diplan, Vladimir Găitan, cred că era cuplată totuși și cu Dichiseanu, că e obligatoriu, Rodica Mureșan, dar cred că mai avea și un amant așa, sau cineva care îi făcea curte, ori Diplan, ori Găitan, trebuie să fie. Fost jucat și Papaiani, dar el de obicei era în rolul prostănacului. Ăsta era filmul serii. Însă 17 decembrie cădea într-o duminică, a fost ultima duminică a lui Neanicu la putere, așa că aveam filme, fraților, gârlă, de exemplu, dimineața era recital în grădina cu pitici, deci e tot o producție a Casei de Filme 1, cu Rodica Mandache, printre alții, Coca Andronescu, Traian Stănescu, îi știți, Natasha Rab, era frumoasă femeia aia, dacă mi-amintesc eu bine, și niște nume de-astea mai comune de actori, care n-au străbătut. Mai erau apoi reportaje, file din epopea luptei poporului român pentru apărarea ființei naționale, suveranității și independenței, onor comandantului suprem. Doamne, românii care erau cu moralul scăzut, unii dintre ei mai întrevedeau lumina, dar foarte vag, pe data de 17 decembrie 1989, întrucât se știe că la Timișoara era deja scandal, Revoluția fusese înăbușită, armata a scos tancurile împotriva timișorenilor, lucrurile trebuiau să fie rezolvate într-o oră, două, aflăm de aici, și sunt tot felul de dezvăluiri, pagini întregi, aseară organele noastre au reușit să pună ordine, vom lupta până la ultimul, a ordonat Ceaușescu, și trebuie să supunem aprobării partidului, spunea el, pentru că independența și suveranitatea se cucerește și se apără cu luptă. Pentru că dacă în 1968 nu am fi acționat și nu adunam aici poporul, nu înarmam gărzile patriotice, ar fi venit și peste noi, cum au făcut în Cehoslovacia, pentru că atât sovieticii cât și bulgarii erau la graniță. Nu am dezarmat poporul. Am pus și am votat în Marea Adunare Națională ca totul să se apere cu arma în mână. De ce nu apărați legile, socialismul, că legile socialismului sunt legile țării? A zis Nicolae Ceaușescu, asta însă într-o discuție privată, când tovarășul Vasile Milea a recunoscut un vinovat, am gândit că nu va lua amploare, tu trebuia să te temi de amploare. Știați care este situația la Timișoara, în loc să luați măsuri, ați trimis nenarmată armata, a zis Neanicu. Trebuia să fi luat măsuri imediat și să fi lichidat de ieri, dar n-ați făcut acest lucru și a ajuns până aseară. Era și Tudor Postelnicu acolo, bineînțeles, într-o stenogramă care iată ne parvine, acum că nu mai putem să facem nimic, probabil realizată de Marius Tucă, tot la demnul cititorilor și, în ultimul rând, și al lui Ion Cristoiu, care țin minte că așa și începea un editorial acum câteva săptămâni. N-aș scrie în fiecare zi, domnul Stănescu, domnul Banciu,
6-7 coloane dacă nu m-a rugat foarte, foarte mult și n-ați putea să-l refuz pe domnul Tucă. Deci Ion Cristoiu ne-a mărturisit nouă într-un interviu în exclusivitate pe care nu l-am mai publicat întrucât suntem sătui de exclusivități acest lucru, că el n-ar mai scrie în fiecare zi atâtea și atâtea rânduri. Practic este o muncă inumană. Cum ai terminat un articol, trebuie să te apuci de celălalt. N-ai timp nici să te duci să îți faci nevoile. Ai tot timpul de scris câte ceva. Bine, Ion Cristoiu nu mai scrie de mult despre Revoluție. A lăsat-o în sarcină altora. El scrie acum despre traumatizații post-scrutin. Învins de Traian Băsescu, Mircea Joană și Crina Antonescu vor să-și ia revansa. Altfel spus, dacă nu l-au înfrânt pe Traian Băsescu pe ring, să-i dea măcar un ghiont în vestiar. Iată, deci, despre ce scrie Ion Cristoiu. Sub el este însă un articol zbuciumant al lui Radu Tudor, care scrie așa: povestea s-a încheiat. Traian Băsescu e președintele României pentru 10 ani. Zbaterea și dezbaterea pe tema fraudelor din turul 1, turul 2 și alte tururi trec în umbră. Iar titlul este terifiant: scapă Mircea Geoană! Iată, deci, suntem în țara unde tipurile ar mocni dictatura. Fraților și matale, domnule Tudor, n-ați trăit, probabil, sau aveți mintea scurtă și nu vă mai amintiți cum a fost în 1989. Sau în anii de dinainte de 1989, să o luăm așa cam de prin 86, toamna, până în iarna al 1989, dacă vorbiți de dictatură, ar fi necinstit pentru termenul ăsta macabru de dictatură să vorbim despre așa ceva în momentul de față, când clasa politică este, ce să spun, la nivelul lui Manea Mănescu și al lui Dincă, nici măcar, ăia măcar aveau o cruzime în ei, erau malefici. Astea sunt niște papă lapte cu toții, niște jmenari care astăzi sunt cu unii, mâine sunt cu alții. Ce dictatură să vorbim cu scursurile astea? Pe timpul erau niște oameni care vorbeau, numai când îl vedeai pe Manea Mănescu la televizor, ți se ridica părul pe mâini de emoție. Păi făceai în pantaloni, mă, când îl vedeai pe Postelnicu cum își lovea labele una de alta în emisiuni. Ce să discutăm cu ăștia care habar n-au de nimic și măcar nu știu pe ce lume trăiesc. Deci, dictatura e forțat. Nu putem să ajungem doar așa, că ne place să ne jucăm cu cuvintele la ceea ce am trăit. Măcar unii dintre noi, cei care își mai amintesc în anii de dinainte de 1990. Luăm o pauză, am înțeles că este pauza de schimbare de macaz, nu știu, trece și noi pe linia principală, până acum am fost pe liniile de manevră în gară, și de la ora 14 emisiunea, după cum știți, este televizată, o oră de dezbatere la Sport Club. Rămâneți cu noi! Prodan, de exemplu, vrea să cumpere Rapidul. Cred că s-ar putea negocia, mai ales că la felul în care ea știe să pună problema, ar putea să-l cucerească pe George Copos. Bine, ne referim numai la afaceri, evident. În rest, să mai vorbim un pic și despre situația absolut reconfortantă pentru noi din Europa League. Dinamo învinsă cu un scor de prezentare la Atena. Am și văzut niște titluri astăzi prin presă. Dinamo a cucerit Acropole. Adică să cățăraseră băieții până acolo cu 5 euro sus pe Acropole, că au fost 18 grade la Atena. Și titlul era așa: dinamoviști au cucerit Acropole. Meciul Panathinaikos Dinamo București s-a terminat după închiderea ediției. Într-adevăr, îți dădea mâna să scrie așa ceva, dar scurul este de prezentare. L-am auzit pe Cornel Dinu aseară spunând că Dinamo a ieșit cu fruntea sus, dincolo de remarcile critice pe care le-a făcut, dar e un rezultat cu care te poți mândri. Ce, te-a bătut Panathinaikos cu 12-0? Să spui că te-a descălțat? Nu, te-a bătut în legea firii, la un 3-0 care, până la urmă, nu scutește nici pe Panathinaikos de griji că nu a urcat un al șaptelea cer, și nici nu îngroapă pe Dinamo, întrucât indiferent cu cât ar fi pierdut Dinamo, tot eliminată era. Chiar și dacă ar fi câștigat cu 1-0, se știe, tot nu s-ar fi putut califica.
la cum a jucat în turul campionatului Dinamo nici nu putea să pretindă la altceva. Locul 8 în trecerea internă, dar nu să te califici în Europa League. Ar fi fost și cheltuială destulă, tragerea la sos de la Nyon, apoi meciuri jucate în februarie, iarăși probleme, probleme cu galeria. Dacă s-ar fi jucat, imaginați-vă un meci Dinamo București, Hapoel Tel Aviv în 16-mile Europa League. Păi, câți ar fi venit la meci? Veneau niște palestinieni și lansau niște petarde. N-ar fi fost mai bine ca acest meci să nici nu existe. Deci, din acest punct de vedere, nu avem de ce să ne îngrijorăm. Vom avea o echipă și aia e destul, la gura pe care o are Unirea Urziceni. Putem să spunem că avem cel puțin două echipe în 16-mile Europa League, una condusă de Dan Petrescu și una de Meme Stoica. Văd aici, îmi cad ochi iarăși peste o declarație a Taherului: nu mă mir că Rapid nu are bani de salarii, că nu are antrenor. Bine, asta trebuie citită cu accent. Asta era situația și când m-am implicat eu, în martie 2008. Le, a te implica înseamnă altceva. Deci, sunt niște oameni care, nemanevrând bine nicio limbă, vă dați seama că Taher nu vorbește corect nicio limbă, dar aminte limba română. A te implica înseamnă cu totul altceva. Nu să stai la masă să bei 15 cafele în 13 zile, pe unele să le bei cu zahăr, pe altele să le bei direct pe genunchi, să mai chem două firme să-ți aducă ceva de mâncare. Asta nu înseamnă că te-ai implicat. Clubul este practic neguvernat, dar discuția este alta. Și vina nu este acestor cacealmiști, să le spunem. Vina este a celor care conduc acest fotbal, că de fapt fotbalul românesc nu este condus. Păi în ce țară din Europa de Vest o echipă ca Rapidul mai rămânea în prima ligă, vă întreb, după toată această tevatură? Păi în Franța, de exemplu, unde au fost cazuri concrete, chiar în mijlocul sezonului, în anii 90, te chemau ăia. Da? Tu vorbeai la telefon cu Taher sau cu Valvi și mai auzeai că te mai sună cineva și ziceai: Taher, hai că te sun eu imediat. Dădeai, apăsai pe tastă, da, vă rog. Spuneau ăia: suntem de la Comisia Națională de Control și Gestiune. Mâine ar fi târziu? Mâine ce? Spuneai tu. Păi să veniți să stăm un pic de vorbă. Știți, mâine sunt plecat. Ai fi spus ca Mircea Sandu, ăla nu-i niciodată disponibil. Mâine sunt plecat. Unde sunteți mâine, nu? Păi sunt la Geneva. Așa, păi primitem noi un om la Geneva. Știți, dar nu știu exact unde sunt la... Păi primitem noi la Hiltonul din Geneva. Vă oferim noi o masă acolo. Nu știu dacă... Că am un drum și până la Milano, știți, mâine... Le trimitem și la Milano, ca să fiți sigur că avem în ambele locuri pe cineva. Te găseau ăia în pâine seacă și poi mâine nu mai erai programat niciodată în prima ligă. Era simplu și cu asta terminam cu Rapidul. Și după aia începeau să se jelească foștii ceferiști: domnule, când am venit eu să montez șina de cale ferată în Giulești, nu era nici teatru acolo, treceau zebrele, treceau antilopele gnu peste calea ferată. Ce vremuri, fraților! Mai împușcam câte unul, că atunci nu era cu impozite, nu plăteam TVA-ul. Asta era situația la Rapid București. Deci să fim foarte bine înțeleși, că noi plângem, după ce să plângi, bă, tată. Deci, dar doua zi nu mai erai. Nu mai erai. Ultima oară când în Franța, deci în 1991, mi-amintesc, toate cele trei retrogradate au fost financiar. Deci, ultimele trei au scăpat, au picat echipele la mijlocul clasamentului, pentru că nu era în regulă. Dar de atunci au mai fost câteva situații. Sigur că în timp, fiind asemenea sancțiuni drastice și urmărindu-te cu mapa sub braț în fiecare zi și la WC-ul veneau după tine, lucrurile s-au lămurit. Acum cluburile sunt toate pe plus. Dar la ei era așa, n-a putut toată, țin minte, m-am mai povestit noi cazul cu Montpellier, care nu plătise un jucător timp de două luni. N-a avea de unde să-l plătească pe ăla. A trebuit să-l vândă sau să-l vândă pe altul, au primit termen, nu știu cât i s-a dat, 10-15 zile să-l vândă, o derogare de aia de la regulament să-și facă un transfer în timpul anului. Dacă nu, erau gata direct în Liga a doua, pentru că trebuiau să-și achite imediat datoriile la aia. Și nu merge chestiunea cu vrăjala asta că eu vând. Băi, în primul rând trebuie să prezinți date concrete. Dom'le, cine e stăpânul clubului? George Copos deține Rapidul? Trebuie să faci dovada clară că îl deții, cu acte. Dacă îl deții, înseamnă că îl poți și vinde. Deci atunci nu mai este nicio problemă. Ori îl vinzi, ori nu îl vinzi. Intră în etapa a doua. Dar trebuie să fie ceva foarte clar. Nu că tu te duci la aia și le spui: domnilor, știți, ne scufundăm. A venit vremea să ne scufundăm, eu nu mai pot să... Deci asta numai într-o țară unde bășcălia este la ea acasă. De asta nici nu facem nimic. La noi aceste lucruri sunt văzute: domne, tradiția Rapidului,
ceferiștii, omule, cum se urcau ei pe gardul pe timpul, miroseau drapelele alea care miroseau a petroxin. Domnule, rapidist, ce rapid, domnule, n-ai bani, te-ai curățat. E foarte simplu, pentru că altfel niciodată, de asta vede, e criză, unde să fie criză? Uită-te la aia că 18 echipe au beneficiu în cel mai dur an din istoria fotbalului european. 18 echipe sunt, pentru că toate conturile sunt clare. Acolo dacă ai cheltuit o Eugenia în plus, trebuie să zici și să o justifici. A fost o echipă în Liga 3-a franceză, Cassis Carnoux, care cheltuise, noi i-au spus așa, avem 250.000 de euro bugetul. Au spus, e ok, cum îi drămuiți? Păi așa, așa, cât sunt salariile jucătorilor? Cât plătiți femeia de serviciu? Au venit cu conturi. După 3 luni, au dat ei un telefon și au spus, știți ce s-a întâmplat? Ne-am drămuit așa de bine, am făcut economie, n-am mai cumpărat Eugeniile alea, n-am mai cumpărat acadele, ne-au mai rămas vreo 50.000 de euro în plus față de cât am prezentat la dumneavoastră. Aoleu, au zis ăia, ia veni să vedem. S-au făcut iarăși recalcularea și au văzut că într-adevăr au 55.000 de euro pe care ei nu-i justificau prin nimic. Și aia știți ce le-au spus de la control? Aveți 7 puncte penalizare în campionat să vă drămuiți așa cum ați promis de aici înainte. Deci nici măcar dacă aveau un plus pe care nu declaraseră, nu puteau să scape, fraților. Pentru că acolo, că nu l-aveau din venituri. Că dacă, de exemplu, spuneai, domnule, noi la meciul cu tare, în loc de 200 de spectatori, cât avem de obicei, am avut 5.000. Și uite că din asta am scos niște bani. Nu, îi făcuseră niște economii ca aia care vindeau ziare pe banii altora. Îți dădea șeful un buget și tu ce făceai? Nu achiziționai nimic. Nici calculatoare, nici oameni, nici mașini, nici nimic de bani ăia, îi drămuiai ca la sfârșit să spună șef, uite bă, ce șef sau ce angajat extraordinar am eu, el îmi face economii pe banii mei. Nu mergea, tată. Dacă ăla îți vedea 70.000 de euro, tu 70.000 de euro trebuie să cheltuiești, ca așa e și la Uniunea Europeană. Ăia spun, domnule, faceți un proiect. I-a spus nătărăului, ăla nu știu ce ministru de la noi, la ce minister, fă-mă un proiect, câți bani ne vor? Păi, ăla ar trebui vreo 1.200.000, 1.300.000 de euro. Bine, fă-ne un proiect de 1.300.000 și de 1.300.000. Dacă îl făceai de 900, nu-ți dădea nimic. Pentru că asta era ideea, tu atât ai cerut. 1.300.000. Așa se fac și acolo lucrurile. Nu-i ca la noi. A, păi cum, că uite, eu am mai mult decât. Cum să laudă Dinamo sau mitică Dragomir. Deci, atenție că o gestiune corectă nu este una pe plus nu știu cât, din ce. Totul trebuie să se contabilizeze, totul trebuie să treacă. Așa se guvernează până. Și cu siguranță că va exista o vreme, nu trebuie să-l implicăm pe Platini sau pe nu știu cine acum că le dă la joale cluburilor engleze și spaniole, dar va veni o vreme când așa se vor guverna cluburile. Fiți siguri, în 10-15 ani se va ajunge, deja se vorbește de direcția asta națională de control și gestiune la nivel european. Și atunci echipele vor trece prin ciurul ăsta, frate, și gata. Nu va mai fi gestiunea asta de azi pe mâine și împrumuturile alea pe care le faci la bancă, da? Real Madrid a împrumutat 300 de milioane de euro de la bancă. Păi hai să vedem pe ce a făcut împrumutul. Da? Pentru ce? Cât a cheltuit? Cât are de gând să vedea? Băi, frate, fiecare cu linii acolo. Dacă nu, te-ai curățat. Și o gestiune de genul ăsta, în care absolut totul este prevăzut, nu te poate duce la faliment. Deci, sigur că dacă e prost gospodării clubul, până la urmă te duci pe zero. Dar ai timp să prevezi asta. Pentru că tu îi spui aluia din toamnă, bă, frate, uite cum am eu. Astea sunt salariile, astea sunt biletele, astea sunt calificările pe care le scontăm. Tragi linia la sfârșit. Și îți dai seama din timp. Uite, dom'le, luna respectivă, bugetul trebuie să fie prezentat pe tot anul. Deci să nu vii până aprilie să spui numai am până în iunie. Deci îl prezinți de la început. Dacă nu îl prezinți pe tot anul, nici nu te înscrii. Și atunci, dacă el este aprobat de la început până la sfârșit, ai timp să-ți dai seama, uite, bă, stai că nu, aici a scârțuit. Trebuie să mai fac ceva, iau un împrumut, îi spun pe aia, îmi redistribui un pic astea, mă mai primesc o dată în iarnă, să văd dacă pot să mi-l recalculez. Așa să fac chestiune. Și atunci n-ai cum să ajungi pe... Ai tot timpul acționarii, municipalitatea, toți cei care finanțează cu sponsorii, să vadă din timp, uite bă, gestiunea nu e în regulă, ăsta nu merge sau nu se încadrează pe... Exact ca la bancă, când ai de plătit o rată pe 30 de ani, da? Trebuie să te încadrezi. Degeaba mă duc eu să spun, fraților, vă dau luna asta cu 6.000 de euro în plus. Poți să-i dai, dar aia nu înseamnă că ai scăpat de belele. Deci totul trebuie să plătești exact cum scrie acolo. Asta este caietul de sarci și toate chestiunile. Nu mai avem. Avem un telefon, mi se spune. Alo. Să treci.
pe 3 filmat. Ouleu, rapidist! Deci, eu vreau să vă spun în numele ascultătorilor adevărați ai emisiunii 11 metri, că un pic să-mi bat capul. Unii dezamăgiri colosale. Așa. Nu ne așteptam la așa ceva din partea dumneavoastră. Nu, păi să știți că nici noi, dar nu va dura foarte mult, stați liniștit. Aia e în regulă. Ne-ntoarcem noi la Zacuscă. Eu când am reușit să dau la televizor, am avut o criză de râs. N-am mai râs de la ultimul film. L-am văzut cu lui de Fine. Care le-am văzut și eu? Care cu Fines? Ăla, Gendarmul Tensor. Ăla îmi place mult. Ăla când vine el și spune... Că tot ce-am mic așa și ea în chest. Ăla e cam așa am râs. Când l-am văzut. Ăla. Pentru că nu era așa natural ca la Sport.ro, iar tovarășul Andy e total, nu e deloc telegenic. Nu, no, păi bine, la capitolul ăsta, dacă nu, ce credeți că ne făceam crainici radio dacă eram telegenici? Așa. În altă ordine de idei, noi rapidiști trebuie să stăm la rând să se desfințeze antenul care trebuie desfințat încă din 89. Deci sunt câteva înaintea noastră și după ce se desfințează alea putem să ne desfințăm și noi liniștit. Vrei pe o grata și ce vezi dumneavoastră. Am poate, dar nu cred că în situația asta așa pe absolut toate cluburile din Divizia și se gândești și cred că și echipele care joacă fotbal în fața blocului, nu cred că niciuna nu este cu plătite la bine, la noi... Nu am mai avea campionat în condițiile la, care le-a zis în cursa anterioră. Stai un pic, la noi era altă problemă. Deci, la noi nu ești obligat să-ți achizi dările către stat. Deci asta este o chestiune, ai văzut cum se face. Da, da, e clar. Îți spune statul, băi, cu tărică, ai de dat TVA-ul, nu l-ai mai plătit, ai 5 milioane de euro. Păi da, mă duc acum să-i plătesc. I-ai plătit și ești considerat un erou. Da? Da, apoi, no, la ei știi ce se întâmplă? Îi plătești și după aia te duci la mititica. Asta se întâmplă. Da. Și în altă ordine de idei, noi știam deznodământul afacerii de vânzare a Rapidului, pentru că știam de la început că este o glumă bună anul 2009, să vedem în 2010 ce o să mai inventeze tovarășul Copos. Da. În legătură, nu am avut niciodată nicio speranță și la noastră întâi să ajungem să mai vedem câteva meciuri pe Giulești, începând cu sezonul, cu returul anului campionatului curent. Bine, dar și dacă ați luat de la zero, să zicem, din Liga 4 cu altcineva patron, nu cu George Copus, n-ar fi așa da. o prospețime? Ar fi frumos. Sigur. Ar fi alt entuziasm, alte senzații, dar și mai juca cu echipa fără nume. Exact. Nu mai vedea pe Michitelu, pe Vorcea, păi cu Viscofilie, să joci cu Viscofilie sau cu Dămăroaia, ar fi senzațional, sau cu pic de greu. Păi și ce să joc mai bine? Aia măcar joc pe bune, nu vine aia cu arbitrii care să se scarpine de după ceafă de sânge, cu Deaconu, cu ăștia care acum le pare rău, că bine. Și a spus Deaconu, dumne, au un tocău teribil. La televizor, când a fost anumită arbitrii, că ce emoție a avut el când a arbitrat la picul Steaua, păi ce emoție a avut omul, că te parcă te durea capul. Pentru că ai fugit ca un laș după 3 minute, că te scălpinai de sânge și nu aveai nici pe dracu. Asta e, că de ce aduce malditul? Păi ia, dar vorba voastră, îi cozi de sânge pe viu, îi se spală și îi dau drumul la joc. Asta e, diferențele sunt mari și telespectatorii mai nou nu cunosc adevăratele probleme care se dezbată în cadrul emisiunii 11 metri. De aia știți cum că este o mare dezamăgire și măcar da. Să aduceți o fată de care ne povesteai mai de mult să prezinte niște știri pe la prin minutul 30 ale emisiunii. Păi astea. Facem și pe calea asta un apel, fete și așa sunt destule, femeia a devenit o meserie în România, deci fetelor, dacă vreți să veniți la emisiunea 11 metri, aici avem o masă, e adevărat, sunt și niște grupi, uite, boxele astea, da, vă puteți așeza undeva între ele, să intre boxele așa la jumătate, și să facem o emisiune, că într-adevăr suntem ridicoli, așa e, pe Andy, cred că de asta nici n-a mai venit astăzi. Ne-am uitat și noi un pic în reloare, suntem de neprivit. Suntem ca opera lui Flaubert, nu poate fi recitită. Și atunci, în condițiile astea, bineînțeles că ne vom lăsa și noi cât de curând, dar totuși cu amendamentul că Zacuscă aia promisă de Tașu Dan, va fi mâncată în tihnă și în intimitate. Da, și cred că a plecat Dragoș și au dintre fidelii noștri ascultători. Oamenii ne vor părăsi, dar înainte să ne părăsească, ne atrag totuși atenția.
asupra acestui lucru. Da, asta am apreciat întotdeauna la oameni. Știi, ca femeia aia care înainte să te părăsească, tu deja știi că te-a părăsit, îți mai dă totuși un telefon. Sau te mai așteaptă o dată în stația de autobuz să spună, uite, știi de ce te-am așteptat, ca să spun că plec. Ne-a sunat înainte să ne spună că l-am dezamăgit. Decât așa să auzi de la alții, băi, ce dezamăgire. Să auzi la 20 de ani ca generalul Stănculescu, el a aflat acum că a fost revoluție. Păi, nu-i nasol? A venit omul, ne-a spus, domnule, cruntă dezamăgire. Vă dați seama pentru noi ce înfrângere. Ascultătorii noștri fideli, 17 ascultători am avut bătuți în cuie. Ăștia erau ca ăia, am fost 17. Erau alții, da? Bine. Puțin tot așa, da. Trecut prin 14 km în curei să te trezești la 6 dimineața să asculti Sport Total FM. Deci există astfel de oameni. Evident că acum când să trezești la 7 dimineața în Canada să dai pe Sport Club ca să ne vezi pe noi la... oamenii sigur că vor avea o decepție, dar am povestit-o noi cu scriitorii ieri, au spus-o oameni de premiu Nobel, n-are rost să apari ca om public, persoană publică. Fie că ești scriitor adevărat, fie că ești doar un scriitor ratat, fie că ești un crainic adevărat, fie că ești un jurnalist ratat, idealul este să n-apar niciodată, da. Idealul este altceva, noi nu-l putem permite. Așa că, iată-ne, ajungând în gura lupiului, probabil că și pe n-am intrat astăzi pe forum, dar lumea probabil că ne-a făcut deja suficiente reproșuri și sunt chiar curios dacă prietena noastră, Carla, nu ne-a spus fraza aia de care ne temeam cu toții, că avem o scamă atârnată nu știu pe unde. Probabil că i-a spus lui Andy, că de asta n-a mai venit. A venit astăzi, nu va veni nici mâine și o să vedem săptămâna viitoare în ce postură ne vom alinia. Cred că trebuie să luăm o pauză, după care vom mai amenaja un pic pe aici, pe la studio. Se văd în spate reclamele ca la Champions League acolo. Se văd în spate niște reclame, se vede tot panoul, de 66 de ori scrie Sport Club, de 66 de ori scrie Sport Total FM. Rămâneți, așteptați-ne că ne întoarcem. 15 metri, pentru cei cu cernici. Bun găsit, dragi prieteni, în rolul lui Andy Stănescu, așa cum pe vremuri în rolul lui Sergiu Nicolaescu juca, Dumnezeu să-l ierte, Colea Răutu, Marius Mitran, Radu, bine te-am găsit. OM.net. Da. De ce nu mă mir când văd pe laptopul tău această adresă? Păi să spun din două motive. Unul, nu, eu știu de 12 ani. Pauza trebuia să fie mai lungă. Așa. Deci intrasem în pauza publicitară, cum de exemplu oamenii de fotbal în pauzele publicitare vorbesc la telefon. Știți, dacă uneori pauza e prea scurtă, îi prinde telefonul direct. Deci asta unul la mână și doi, pentru că e tensiunea de 48 de ore dinainte. Dinainte? Dinaintea meciului, 48 de ore, cum spunea Valeriu Agoniseală, cu 48 de ore înainte încep să mă încarc. Și altfel te trezi. S-au descărcat un pic la zăpadă. Da. Un pic. Și că 7 milioane de lei vechi a dat Gigi Becali la penitenția asta să vină cu șchioia. La Rahova. Da. Să dea cu lopata, cred că i-a luat pe cei mai ieftini. Vrei să spun, pe asta vreau să zic, nici pușcările nu mai sunt ce au fost odată. Categoric. Ce treabă făceai cu el? Categoric. Păi, aduci pe ea de la Gherla cu 7 milioane. Ești vorba, de făceau chibrituri, pe vremea lui Neanicu, găseai chibriturile pușcăriașilor de la Gherla în Belgia, cu Jackie X pe cutiuță, dar erau făcute la Gherla, cum găsești și berea în Germania făcută la Reghin. Vremea când juca haina la Reghin. Da, dar înjurăm acum pe tovarășul Nicolae Ceaușescu. Da, pe îl comemorăm. Practic că avem 20 de ani, dar ne-au stricat comemorările, ziceau ăștia prin ziare. Pot să povestesc o anecdotă scurtă, 30 de secunde cu Hoinal, care se știe că a debutat la Avântul Reghin, pe care a venit la ASEA Târgu Mureș. Și la un moment dat se mutase undeva, eu stăteam în fața unui pârâu, aveam un bloc de 10 etaje, în fața unui pârâu care se numea Pocloș. Cu capa să scria, P-O-K-L-O-S, Pocloș, nu ăla Ianos, Pocloș, Pocloș. Deci era cu S, așa, și peste drum se construiau niște case și făcuse casă Hainola, nu știam, am auzit de la cineva. La un moment dat eram la joacă în fața blocului cu mingi de la de 18 lei, nu de 35, cum susținea Tolontanu, de 18, 50. Erau, nu, dar erau și alea. Da, dar cu alea nu jucau. Alea erau proaste. Bine, erau rău. Cu alea nu jucau decât aia care nu erau în echipa clasei. Exact, da. Deci aici l-am prins eu că nu urmărea, nu era... Păi el nu cred că a fost în echipa clasei. Nu. Deci nu se pricepea.
18-50 dacă luai cu plasă cu tot, că puteai să iei fără mingea, da, o plasă aia verde așa. Da. Fii atent, și noi ieșim cu o minge de aia tocmai cumpărată și la un moment dat dintr-o dată 1300 sau 1310, nu mai știu, coboară haina. Trece pe lângă noi, sărumâna, îți dai seama că pe vremea aia sărumâna spuneai la oricine, el ce zice, dați-i și mie să trag una. Era clasică chestiune, unii se dădeau cu bicicleta, alții jucau chems la bancă, ceilalți fotbal. Toată lumea, și șmecherii din cartier, ziceau, ia aruncă-mă un pic să dau, să dau un pic. Exact, și toată lumea s-a dat la o parte, ți-i imite și acum, îmbrăcat civil, bineînțeles, niște pantofi de aia de nu mai văzusem decât în neckermanul lui maică-mea, așa. O, ce se întâmplă? El se întoarce, deci la pârâul era cât de aici până la televizor, aproape. Da. Casele, după aia rânduri, rânduri de case și așa la vreo 25 de rânduri mai încolo începea pădurea. Se apropie Hoinal, nu văzut de ce dracu se întoarce către pârâu. Am zis, păi vreau să ia pe partea cealaltă, un lob așa, de-a pe partea cealaltă a pârâului, că acolo se mai juca unii cu asta în nisip. Da. Trage Hoinal, un șut, mingea se face ca în desenele animate, tot mai mică, tot mai dispare la linia orizontală, prin pădure pe undeva, a dat 20 de kilometri mai încolo, după care se uită la noi și zice, na, i-ați cat nu știu ce, jucați-vă mai departe, s-a urcat în mașină, s-a cărat, asta a fost. Un nesimțit. Da, pur și simplu ne-a tras mingea, băi, vrei să spun ceva, după aia, ani de zile, mă duceam la toate meciurile. L-ai urât? La stadion, când intram, noi asta îi spuneam. Dă-ne, băi, ca cocosul cu punguța, cu doi bani. Dă-ne, bă, mingea înapoi, băi, unde-i mingea, bă? Tot asta îi strigam tot timpul. Dar te duceai la meci? Duceam, da, în vremurile respective, pentru că era show, bă, era un spectacol. Și se vă striga numai în ungurește. Deci... Nu s-a lipit. No. Dar știam în jurăturile alea cu cântecele hunilor. Știai? Hoira, hoira. Nu le știam pe așa, dar... Când le spica melodiile alea, mă, când auzeai, le fredonai și tu, știi? Deci nu se vorbea în românește, trofeul pe ciof era 9, cel mai puțin 9, 8, cred că i-au dat atunci când au pus mașina lui arbitru ăla, mai știu, că l-am întrebat pe cine. L-am întrebat pe Crăciunescu acum două zile, cine a fost arbitru la faimosul ASEA FC Olt când i-a pus mașina? Nu știa. Ion Crăciunescu nu știa de incidentul ăla. Că nu fi fost chiar el. Să nu fi fost chiar el, ai întrebat și tu. În ziare nu s-a scris. Că ai gălat pițurcă și au pus mașina arbitrului pe calea ferată, a venit trenul ăla de Mangalia și a făcut un zob, i-a trântit-o 200 de metri mai încolo, trofeul pe ciosul 8. La, așa. Și noi ne duceam numai pentru atmosfera asta hunică, literalmente, de secolele 9-10 era, când oamenii veneau cu așa zisele tălângi, nu erau astea. Veneau cu țiculița, veneau cu mâncărica la sufertaș ca să scape de femei. Victor Tudor Popa? Da. Târgu Mureșu, vă deranjează. Dimineața 23. Și supărat că-l tot ocoleau. Tot ocoleau. Și pleca Ion Ghițulescu cu punga plină, bă. 25 de pateuri, 30 de dulcețuri, nu știu câte napoletane, biscuiți. Așa se pleca de la câte un meci pe vremea respectivă din cabina de comentator. Atmosfera era ce incendiară, era înfiorătoare, mă. Deci să striga de când intrai, numai în ungurește, numai cântece de alea înfiorătoare și în românește doar atât. Măi, tu nu mai ești viu de aici, măi. Ca să înțeleagă și ăla, da, totuși, adică... Da, mai ales liniorii, cum mi se spunea atunci, era vai de mama lor. Pentru că lumea se ducea la gardă acolo și 90 de minute îi spunea lui ăla, măi, tu ai copii, ai nevastă acasă, nu o să mai vezi tu mai de aici. Dacă ridicai odată cum trebuia, spuneau ei, vezi mă că știi să arbitrezi și corect. Dar știi, am văzut un meci acum două săptămâni la replay, chiar l-am comentat, semifinala Cupei României din 75, la Ploiești s-a jucat, ASEA Târgu Mureș și Universitatea Craiova au câștigat Craiova la penaltiuri. Cine crezi că putea să rateze penaltiul decisiv pentru... În când? În 75? Semifinala Cupei României. În final a venit Craiova și Rapid. Rapidul în cealaltă semifinale, tot la penaltiuri, a eliminat Steaua. Naimane a dat penaltiul decisiv în semifinală și apoi a dat cele două goluri din finală. Da. Din acțiune. Unul în minutul 70 și unul în minutul 99 în prelungit. Și m-am uitat la echipa lui Târgu Mureș. În poartă, în 75, știi cine mai era? Oricum penaltiul decisiv ratat de Beloni, ca să nu te țin în suspans. Beloni a bătut foarte slab, dar în poartă era evident un ungur, nu era Rafte. Varo, nu știu că era Varo în 75. Varo era.
știu să îmbrăca în galben, așa de obicei. Și în echipă era așa un pățlaru, care nu era ungur. No. Nu, dar și aia care aveau nume românești erau tot unguri. Da, pățlarul nu. Păi, de exemplu, Florea Ispir era din județul Ialomița. Da, bă, dar el a fost liderul de prezent. El vorbea în ungurește, mă. Păi vorbea, dar nu era. Nu, învăța, dar vreau să... Păi, a jucat cel mai mult acolo. El, când intrau Ispir, intra totdeauna primul... De la capitanul echipei. Da, de acolo, de la altul. Și dacă îi s-adresa arbitrului, în ungurește. În ungurește. Bineînțeles, deci acolo asta era discuția. N-aveai cum, deci făceai pe tine ca arbitru. Ne povestea Ion Crăciunescu că, știi, că a apărut și în Prosport zilele astea, că cel mai greu meci al carierei lui acum 29 de ani la Anina. A avut probleme acolo, da. L-au alergat. Da, l-au alergat, ei au băgat sabia în fund de nu știu câte ori. Au probleme mari acum. Vreau să spun un lucru. Adică, primului meci, mi-a spus, în cariera lui, a fost ASEA Târgu Mureș Jiu, 4-1. Primul meci de Liga 1. De Liga 1. Deci, la Târgu Mureș au avut arbitri probleme mari de tot. Deci, stăteau la centrul terenului toată după amiaza. Până când se evacua stadionul, după aia te așteptau la ieșire, că lumea nu avea ce să caute acasă. Da. În general, suporterii aveau nevestele lui Stan și Bran, femei care nu te așteptau acasă. Știi? Ei se duceau la stadion ca să poată să bea, să joace un zar, o tablă acolo, așa se întâmpla de obicei. Ce mai devreme, în Parmec. Și meciul era... Meciul era sâmbăta, să zicem. Sâmbăta era... plecai mai repede, bineînțeles, de la serviciu, că meciul era la două, să zicem. Plecai mai repede, dădea drumul de la asta. Dădea drumul și până seara era a ta. Adică meciul era ca cum e astăzi la Arsenal. Îți ocupa toată ziua. Da. Veneai acasă la 4 și 20. Nu, meciul era pretextul pentru toată sărbătoarea. Venea șeful de secție și spunea, secția 28, o pitorie, deci cine e la meci? Da, să știm, și zicea, Nea Grigore, toți suntem bre. Hai bă, zice, toți, nu o să mai rămână nimeni aici. În camp cu Dunărea CSU Galați sau cu FC Bihor sau cu UTA sau cu... Astea erau meciuri. Îmi amintesc cu Cavai, cu Ralea, cu oameni de ăștia care făcuseră istorie. Ei veneau acolo, erau ca niște șobolani murați. Unul nu îngrăgnea. Antrenorii ia cei mai recalcitranți numai pe bancă. Nu ieșea unul. Păi dacă ieșea unul, îi se spunea, stai mai acolo. Și aruncau imediat cu două, trei chestii după el, îl băgau înapoi în cușcă. Păi vreau să spun că Dan Petrescu, astăzi, dacă ar fi făcut ce face, numai un sfert să fi făcut, păi se întrerupeau meciul. Da, Dan Petrescu nu făcea, că l-ai văzut în Champions League. Întrerupeau meciul, săreau gardul ăla, care era foarte ușor. Ce zicea, mă, Dan, mă. Și erau peste el acolo. Stai liniștit. Deci nu mișca nimeni, mă. Deci ăla a fost atunci cu ordin, noi știam, toată săptămâna s-a auzit să vorbea pe stradă, prin târg, cum că vine Oltu să ia punct. Asta era de neconceput. Că în afară de Steaua cu care era blat. Deci eu primul meci pe care l-am văzut pe stadion a fost, cred că prin 1977 sau 78, un 2-3 cu Steaua. Cu Iordănescu, cu Vigu, cu aia, Samne. Ești pe mare, Marcea Ducanu, da. Steaua câștiga. Era singura echipă care bătea la Târgu Mureș fără scandal. Adică lumea știa, râdea, da, haideți băi, că... să bateți voi pe Dinamo. Băi, și mai au politiștii, milițienii care stăteau să uitau către spectatori și le spunea, ei, când vine Dinamo, nu mai dăm noi. Și, într-adevăr, când venea Dinamo, era scandal monstruos. Deci cu Dinamo era un scandal extraordinar. Era principalul motiv pentru care exista echipa. Sigur. Ca să oprească pe Dinamo. Pe Dinamo, sigur. Primul rând. Cu Victoria București, țin minte, era Nițu în poartă la Victoria. I-au dat aici între picioare, când jocul era oprit, mai știu care, a dat un șut în el. A mai putut ăla, făcuseră toate schimbările, adică cele două. Da. Stătea ăla așa în poartă, s-a tras Ienei de la 35 de metri, ăla nu mai putea să miște, așa a câștigat ASEA. Până atunci apărase Nițu tot. Era jocul oprit în careu, că făcuse unul o întindere musculară, stătea cu piciorul în sus, unul de la Victoria, publicul încins, era dezastru de pe lume, că toate fazele litigioase erau în favoarea Victoriei. Și a tras unul, când arbitru n-a văzut, a tras unul al lui Nițu. Înfiorător șutul. Vezi seama, cu crampoanele, cu ud, încins, cum erai după 70 de minute, minutul 70. Ăla nu mai putea, mai știa, mai putea să respire. Și așa a trebuit să rămână în poartă. Și a tras Ienei de la 35 de metri cu pământul. Să spunem cu, și cu pământul. Cu pământul. Sigur. La derutat pe mingea ușor udă, s-a dus în col. Și dacă mai ai câteva secunde minu, eu aș îndrăzni să spun, chiar împotriva cursului jocului. Era totuși, nu? Era iertat de chestiunea asta, știi doar când. Dacă o spuneai imediat după gol, pentru că atunci în uralele alea nu mai auzeau. Da, pentru că, iarăși trebuie să spunem, 50%, dacă nu mai mult,
dintre cei care erau în stadion, erau și cu aparatul de radio la, da, la ureche. Absolut, asta era, asta era absolut obligatoriu. Ascultau fotbal minut. Adică să te ia și să mai ridica unul de la două, trei rânduri acolo și zicea la Iași, sigur, 3-0 pentru Sportul, tot Hagi. Tot Hagi. Da, și auzi, la Hagi, bane, harum nul, în jura câte unul, și că făceau calcule, na, Sportul. Da, păi erai cu programul de meci, unde era clasament. 17 puncte, da, circuiau aia, că e clar. Se băteau cu Iașul la retrogradare, da. Da, bineînțeles, și notau cât are, cât a făcut Brașov. Brașovul cât e? Cât e? Și ziceau unul, da, acum asta e 4-0 pentru Dinamo. Nici nu pot să spun exact ce adresau aia la Dinamo. După care făceau acolo socotelii de la fiecare echipă. Sigur că fără radio erai mort. Mort, nu. Sau dacă n-aveai, spun eu, că mie mi s-a mai întâmplat de câteva ori, ori m-au lăsat bateriile, ori am uitat să-l iau, te plasai strategic undeva unde vedeai un aparat de radio, treia să fii și tu acolo ca să fii la curent. Și întotdeauna oamenii generoși ăia, rar erau ăia că nu spuneau. Nu, așa e. Oamenii generoși. Asta e adevărat. Și la noi era la fel. Anunțau, spuneau. Și eu stăteam totdeauna la tribuna D. Deci eram ca abonatul ăla de pe Anfield. Aveam locul meu. Deci eu într-o rază de 10 locuri. Singur, Radu, sau no, grup? Mulți eram totdeauna. Niciodată nu mergeam sub 4, 5, 5. Aveam locurile noastre și cam în aceea zonă. Nu existau scaune. Erau mesele ăla. Clasice, bineînțeles, de lemn pe care stătea. Verdele ăla, clasicul. Puțin găinat pe el. Puțin, așa, așa, semințele peste tot, peste bineînțeles, tot. În zonă, era stadionul tipic, mă, tipic. Și țiganca care de, spunea de 3 lei, de ulei sau primii sau. Doi pumne așa și al treilea mai puțin. Seamnă că peste tot furau, bă, la fel. Din viteză ți-l dădea și pe al treilea. Vrei și spun, niciodată n-am avut o admirație mai mare pentru cineva decât pentru cei care își luau de 5 lei semințe. 5 lei, da. Erai, spun, acolo arătai că ai clasă. Deci da. Erai cel puțin locotenent colonel. Dacă luai de 5 lei. Da. Era, și ăia știi cum făceau? Și acum ai ținit. Era semnul că aveai bani. Era un buzunar făcut. Deci îi băga direct în buzunar și nici nu se vedea. Crăpa așa un pic, ridica un pic de făcea. Atât. Nici nu băga în seamă. Uite așa făcea. Era ăla care, pe lângă programul de meci, venea cu câte o revistă. Avea. Adică omul cu ștaif. Mai ăla din jur se uitau, mai dați mie nenea o semnă, mai dădea ăla exemplar așa. Când era un scandal de rata ăla și mai zicea unul că ai stat numai la femei toată săptămâna, ăla tot ăsta zicea, e însurat, el avea și amănunte de genul ăsta. E însurat, lasă-l în pace. El dintre vestiar și gazon, aia o citea cu două zile mai repede. Știa. E însurat, vezi de treabă și lucrează la fabrică. Da, sau ne spunea că tot ceva, că iau și chestii pe care nici astăzi încă nu le-am priceput. Mi-a zis o dată, am fost la un amical, mergea și la amical, un Asia Corvin, 0-0 a fost. Tot ăsta s-a ridicat la un moment dat, un meci obișnuit, 400 de spectatori, s-a terminat 0-0, s-a ridicat la un moment dat la o fază, a tras unul de la Asia, două porți peste, la 20 de meci, s-a ridicat și mă, bojocii s-au umflat așa tot. Credeai că are epilepsie și ai zis atâta. Să te duci la faianță, mă! S-a așezat după care tot meciul ăsta liniștit, habar. Trebuia să știi ce înseamnă la faianță. Ani de zile m-am gândit ce s-o fi întâmplat. Tudor Octavian probabil că ne-ar fi scris cum că a avut o iubită pe timpul care l-a părăsit pentru o faianțară. În fine, o chestie. Bă, și astăzi mă mai gândesc ce vreau să spun. Faianță. Pentru că ăla era un tip aristocrat, practic. Deci ăla, dacă ASEA era Rapid București, ăla era Florian Pitiș, mă. Da. Bă, deci ăla era omul pentru care aveai respect. În ăla nu dădeai când te bucurai, că știi că te bucurai, mai aruncai, mai aruncai, unul, bravo, bă. În ăla nu dădeai. În ăla stăteai și tot cu domnule, cu tovarășe. Era altă clasă, da. Bă, cum să te ridici la un meci amical? N-am mai putut. Să spui, du-te, bă, la faianță. Bă, deci la cel mai anonim șut. Asta n-am priceput-o niciodată. Rămâne o enigmă pentru mine. A fost o secție. În cadrul acela, da, de faianță. Eu mi-am imaginat că un om de tipul ăla putea să lucreze la faianță. Adică fusese omul la Gresie, unde era mai dinișor, mai luat, și la faianță probabil era mai rău. După mine ăla era genul, mai cu muncă. Genul de gestionar, genul de contabil, genul de, ai zis, nu magistrat, nu profesor universitar, nu doctor. Dar bă, totuși, într-un domeniu, ce legătură avea ăla cu Jmirgălu, cu Mengi? Dar știi că tot în 75, ASEA termină pe locul 2. În campionat. Da. E singura dată când termină locul 2. După aia lui Bone, n-am prins-o. Tibi Bone, antrenor atunci. Sigur. Eu din 77-78
Atunci n-a mai fost la cupele europene, no, de atunci. Da. În 75 termină pe 2 și joacă cu Dinamo Dresda, joacă cu Dinamo Zagreb. Sau cu Dinamo Zagreb, da. Dinamo Zagreb a pierdut 0-3. A pierdut la Zagreb și a pierdut și acasă. Da, pe că a scos cu Dresda, dacă mai țin eu bine minte, prin cupele europene, cu Carle Țai și Siena, nu știu cu d-astea. Alea erau echipele de cupa cupelor, țin minte. Carle Țai și Siena era echipa de cupa cupelor. Acolo o găseai. Carle Țai și Siena, da, da. Sigur. Dinamo Dresda sau și Desfințat. Da. Mă rog, nu știu, sunt în regionale, Zweite, da, Vierte. Ce echipe, bă, veneau ea în galben, negru. Mai mergeau pe la amicale. A fost cu Zamalek Cairo, de exemplu, la un amical. A fost România-Turcia la noi. Pentru Bălănii se duce pe echipa. Pentru Bălănii. Da, mai erau meciuri de tipul ăsta, de exemplu, Zamalek Cairo, 2-2. Auzi, dar dramă când se duce la Steaua, Bălănii, în oraș? Nu, no, no, pentru că lumea era deja... El pleacă în 84, dacă nu mă da, știu. Da, lumea era resemnată la chestiunea asta, știa că a să vorbise, dai seama. Păi l-au luat cu Arcanu. Bălănii n-avea de ales. Puteai să zici rămân la Târgu Mureș. Nu știu dacă n-avea, de ce? Că avea 53 născut, avea 31 de ani când a plecat la Steaua. De ce nu l-ar fi luat mai devreme, dacă... Eu știu că el a tot tras de... Sigur, dar nu se putea la infinit. I-au propus asta, băi, străinătate, bă, Zaro, bă... Da, cu Steaua, așa lumea, Radu, în Târgu Mureș, altfel, dincolo de asta. Da, dar nu la... Păi să... Nu e extraordinar. Adică eu nu-mi amintesc în 86... de efervescență. De exemplu, în 83 a fost mai mare cu Craiova. Cu Craiova, da, aia știu. Deci lumea ținea cu Craiova, adică nu, și ungurii. Era, într-adevăr, lumea se bucura pentru... Țin minte că eram în clasa 4-a. Eram antisistemul mai pregnant. La meciul cu Kaiserslautern, să-i sărea pe geamuri afară, din clasă. Deci la noi era intrare, stai un pic, deci intrarea A era români, intrarea B era unguri. Deci așa se intra în clasă. Românii intrau pe o poartă, ungurii intrau pe altă. Și nu erați în clase comune? Ba da, dar ăia care erau familii mixte. Pentru că dacă taică-tu era maghiar, măta româncă, puteai să-ți dai copilul și la români. Da. Mai erau cazuri, la ungurii însă nu erau decât unguri. Da. La români mai erau și unguroaice, știi, care prinseseră o conjunctură. De asta ți-am zis, unul dintre părinți era și mai inteligenți un pic, au zis că așa acasă vorbește numai maghiară. Hai să învețe și românești. Dar de ce asta e? Că cu 86 cu Steaua parcă n-a fost chiar așa. S-a bucurat sigur lumea, era... Nu eram la ideea, nu eram la vârsta în care să facem calcule, să zicem, bă, mai bine bătea Barcelona. Știi? Cum ai fi zis tu astăzi, da. Nu eram la vremea să facem și atunci, sigur că la Universitatea Craiova, Kaiserslautern, țineam cu Universitatea Craiova. Nu era o... Cu Bordeaux, e adevărat că n-am fost chiar fan Craiova, pentru că noi jucam deja fotbal Remi acolo. Mai povestit și eu aveam Bordeaux la mine, eram... Și eu țin cu Bordeaux de atunci, eu țin cu toate adversarele mari. Da, la meci cu Shamrock Rovers, de exemplu, nu țineam cu Shamrock. Nu, că nu exista no. echipa, da. Nu, și chiar știu că, țin minte, meciul de la Brați, dar am poster cu Joel Gău în casă. Stai că mi-a și zis la un moment dat, toată camera era numai postere. Și mi-a și zis, uita acolo, erau și vreo 2-3 maghiari, că erau luate din Kepesport. Da. Și ne luam de urmă, dar aflat posterele. Spune. Și mi-a zis atât într-o zi, puteți să puneți poster cu oricine, mă. Camerunezi, irlandezi, gambieni, grenlandezi, bă, numai unguri, nu. Să vezi să-i dăm jos pe aia, pe Tibor Nila și pe noi n-am mai ieșit din casă 3 zile, bă, după Ungaria, El Salvador 10-1. Deci am sters Salvador, am luat 4 atlase geografice la vremea respectivă. Ai pus ceva. Știam toate capitalele, toate primele orașe, primele 5 orașe din toate țările. Le știam pe clasa 5-a, la toate țările, da? Mă întrebai la Polonia, care e al 5-lea oraș, nu care e capitala. Da, am sters Salvadorul din toate hărțile, mă, frate. Deci am luat toate hărțile din casă pe care le aveam, la toate am hașurat așa Salvador. Vă luați 10-1, am mai putut să duce nici gunoiul. Noroc că a venit repede revanșa. Da. S-au stins repede. Luăm un pic... Nu? Mai avem 2 minute. Mai avem 2 minute. Am înțeles. Mai avem puțin. Și ce am aflat a fost Bumbescu, aici pe scaunul pe care stai tu alaltă ieri, la noi, la Comitetul de Urgență, și ne-a spus că la Craiova, Lung și cu Crișan vorbeau ungurește între ei la antrenament. Aproape ca să rămânem în... Da, zice, și Crișan, sigur, era maghiar. Și înjura Bala și cu Cârțu și cu aia. Ei vorbeau ungurește.
Între... Nu știam că și Lung. Da. Lung era din Carei. Exact. Acolo se vorbea ungurește. Bineînțeles, jumate cel puțin, da. Pe graniță. Pe graniță, da. Bine, dar el totuși familie de români. De români, da. Zoltan Crișan era ungur. Absolut, da. A genial asta. Da, nu știam. Da. Nici eu, acum am aflat. Uite-mă că le afli până la urmă pe toate. Nimic nu rămâne nespus. Mai avem un minut. Cu stăcioara aia lui, sigur că puteai să te gândești așa la un moment dat că... da, era din Carei, sigur că acolo... Și, și prenumele de român, Silviu, adică numele acolo, e clar, Zoltan. Da, dar să știi că, uite, în Târgu Mureș, dacă te cheamă Ioana Moldovan, poți să fii și unguraică. Poți să fii? Sau Carmen Moldovan. Eu aveam o colegă pe clasa 12-a, Carmen Moldovan. Nu știa românește. Deci, acolo așa este. Povestea Ioana Moldovan de la fata de la acasă, acum într-o zi, că ea când se duce că așa are un prieten aici în București, l-am adus pe ăla, pe Târgu Mureș. Și a zis, dom'le, ei rămân toți, ca să vorbeau ungurește, mă. Pentru că așa erau deprinderile, mai strigau una de peste geam și a zis, trebuia să vorbim în românește ca să înțeleagă și asta, că altfel noi dacă nu știi... Deci așa erau la... Deci eu am fost, să spun clar, în liceu, doar eu și cum cu o fată din clasă nu vorbeam maghiar. Tu de ambiție. Nu, eu știam substantive, știu așa să înțeleg, dar nu vorbeam, cursivitatea n-am avut în niciodată. Gen, da? N-au gen. Nu știu astea. Chiar vorbeam cu Ioana Colma acum într-o zi la o pauză publicitară, ci substantivele mai aminteam din maghiară. Da, că e din Cluj. Da. Mocica, de exemplu, se zice la mâță. Și că, se pare că de acolo, la pisică, e și la noi, de acolo mâncă, vine... Da. Da. Și mai făceam așa câte o... ce ne-am mai amintit din maghiară. O, ce vremuri, totuși. Vreau să spun că s-au dus și alea. Acum te duci în Târgu Mureș, nici ungurea nu mai sunt. Ăia toți despre care ți-am vorbit eu la stadion. Mai niciun. O să mort, erau plecați. Nici măcar echipa nu se mai numește. Nu mai este, practic. Nu mai este. Ne oprim aici, Radu. Urmează în câteva minute comitetul de urgență. Alături de mine va veni Florin Chivulete. Radu, o zi bună și ție și tuturor celor care ne văd și ne aud în aceste momente.